advice, yeah, on how to live your life, how to live your life. Don't you know that life is full of surprises? You better realize, better realize. Nobody knows, nobody knows what's in your soul and how your heart works. Nobody knows, nobody cares. It's time for you to live your life, yeah. You can do it right now. Oh, you can do it right now. Don't you know that life is full of surprises? You better realize, better realize. Nobody knows, nobody knows what's in your soul and how your heart works. Nobody knows, nobody cares. It's time for you to live your life, yeah. You can do it right now. Oh, you can do it right now. Salut!
Eu sunt Dragoș și bine ați venit la încă un stream, care o să fie de fapt ultimul stream din săptămâna asta și în același timp ultimul stream din primul sezon pe care îl aveam aici în carieră. Stați o secundă să trec pe asta. Așa, în primul rând vreau să vă zic, nu știu dacă am întârziat puțin, un minut, două. Nici n-am idee, pentru că credeam că o să întârzi în orice caz, că incredibil streamer mai sunt și eu. Faza e că gen m-am trezit destul de târziu astăzi, nu m-a trezit alarma și faza e că am dat drumul când m-am trezit la mașina de spălat și da, nu știam că o să dureze așa de mult, nu vreau să se audă pe fundal. Doar că da, bine ați venit, salut RoGames, când vine cariera cu viitorul. Băi, fratele meu, nu știu, tocmai ți-am zis că am dormit cam mult, n-am prea editat în dimineața asta, o să văd oricum. Sunt plecat weekendul ăsta, așa că clar, nu săptămâna asta, probabil săptămâna viitoare. Salut, canal închis, Axion Gaming. Dacă observa, mi-a făcut canal nou. Ok, nu știam. Salutare, Răzvan, RGB, Dennis Day, salut, ce mă enervează că trebuie. Băi, fratele meu, eu fac chestia asta ca să gen aștept să vină lumea, că uite, de exemplu, dacă tu ai venit la 3 minute, asta înseamnă că pierdeai dacă nu aveam timerul ăsta primele 2 minute din stream. Poate facem ceva interesant în alea 2 minute, habar n-am. Oricum, da, 50 secunde, hai că nu e așa mult așteptarea, mulțumesc, canal închis. Salut, salut Raul și salut și Marian Football. Bun, acum, în primul rând, trebuie să vă... nu chiar cer scuze, doar că... Faza e că faptul că am numit stream-ul ăsta promovare și gen în general am zis și pe Facebook că promovăm sau nu. Faza e că v-am cam mințit la faza asta pentru că dacă ne uităm aici, suntem la 15 puncte de locul 2 Kindia cu 7 meciuri rămase pe care o să le jucăm pe toate în streamul ăsta, ceea ce înseamnă că cam greu acum să nu promovăm. Nu cred că va fi o problemă și dacă ne uităm... Și faza e că dacă în meciul ăsta care o să fie cu Balotești, care dacă ne uităm aici se află pe locul 20, deci pe ultimul loc din ligă, dacă luăm un punct, o să avem practic asigurat un loc în primele 3 locuri de gen play-off, cum ar veni. Doar că da, cel mai probabil o să câștigăm liga în momentul ăsta și mai interesant aici am văzut că m-am apăsat aici, faza e că recordul de totdeauna, sau nu știu, al ligii a doua este de 93 de puncte. Bine, o mare parte din istorie n-au avut 20 de echipe ca acum, doar că ceea ce înseamnă că e o șansă foarte mare și am auzit că s-a întâmplat ceva, ca noi să întrecem recordul ligii a doua și, sincer, eu vreau să încerc cu o chestie și mai mare. Să fac o chestie ca City de sezonul trecut, Manchester City, să ajung la 100 de puncte. Doar că pentru asta va trebui să câștig ultimele 7 meciuri, cel pe toate. Aici, ceea ce, da, nu știu, o să văd, o să încerc. Ceea ce ar însemna că aș ajunge la exact 100 de puncte, deci, da. Cum faci animația aia de la început? Nu simt la care te referi mai exact, gen cu timpul, cu... Logo, îmi zici tu. Mai 9 meciuri, că na, 20 plus 20 egal 40. De fapt, sunt 38 de meciuri, pentru că, îți dai seama, nu jucăm cu noi însuși. Mai avem 7. Eu sunt din Ploiești, sper să promovezi eu Cluj și Petrol Liga 1, mai bine decât Voluntari și Chiajna. Eu am zis într-un alt timp că nu prea am problemă cu Voluntari, Chiajna. Doar că, da, nu, Petrolul, din păcate, s-a descurcat foarte, foarte prost, cel puțin în joc aici. Singura speranță ar avea, deși mă îndoiesc în ultimele astea, când mai sunt 7 meciuri, să ajungă să joace, să treacă de Clinceni și de Târgoviște, doar că mai au 13 puncte până acolo. Da, cel mai probabil, cele trei o să se bată Chindia, Academica și Metaloglobus pentru locul 2, doar că, da, vom vedea. Da, 38. Ăia de la începutul live-ului. Stai puțin. Așa. Deci, sau nu, bag direct asta. Da, deci...
faza asta, logo-ul l-am făcut direct în Premiere Pro. Am practic făcut un Photoshop aici, trei elemente diferite, U, și cerul ăsta din mijloc și asta care se învârte. A, și chestia asta din spate care are valuri, cum ar veni, și am editat în Premiere Pro și apoi fundalul și cu logo-ul la fel, le-am dat-o. Mi se pare un preset care, gen, nu știu cum să traduc shake în română, zgârțâia cum ar veni, astea două, și apoi mai este animația cu live-ul aici, cu timer-ul care am făcut-o în After Effects. Da. Hai să, ce am făcut? Așa, hai să continuăm cu Balotelli pentru a asigura un loc în primele trei locuri. Și da, am văzut că de fapt, deși sunt pe locul 20, în ultimele 4 meciuri, da, s-au descurcat destul de bine. N-am jucat cu cele mai bune echipe, doar că în orice caz, haide să fim atenți. Echipa cu care jucăm este Dudelsburg în poartă. Cei patru fundași care au jucat probabil cel mai mult pentru mine aici în spate, Căpușă, Boboc, Cosnici și Sepsi, Florescu și Dumitrescu. George a jucat de fapt mai mult ca Dumitrescu, doar că nu știu ce a pățit. Sincer, cred că pot să-l bag înapoi pe teren, nu știu ce avea în locul lui Greu și nu-l bag pe teren că văd că e obosit, doar că da. Keita, Mihai și cu Gavra ca mijlocași și ofensive aici și în atac l-am pus pe Ndaye, nu mai țin minte de ce. Cred că Coman, da, Coman nu s-a prea descurcat în ultimele meciuri, din păcate. Și da, hai să continuăm. Stai, da, o să dau aici la mea. Nu am citit cine a s-abonat mai devreme. Haze sau Haze, cum vrei tu să spui numele, nu știu dacă mai ești aici în stream. Și pentru că am ratat, haide să mai dăm o dată din nou, de ce nu, animația. Ia uite. Da, mulțumesc că ai te-ai abonat. Sper că îți va plăcea stream-ul și o secundă că mai trebuie să mai era ceva. Ta-na-na-na-na. Ok. Da. Vedem aici, nu prea recunosc pe nimeni. Oh, stai, ce? Stoian? Aparent s-a fost cumpărat de Balotești de la Progresus. Asta e nou, la Carmen s-a dus, am și uitat. S-a mutat la Carmen în vară, doar că da, cum e la Balotești aparent. Și noi, se pare că au fix ca noi tactica, doar că joacă cu DM, mi se pare aici, decât cu direct mijlocași centrali. Hai să zicem că cel mai probabil ar trebui să câștigăm meciul ăsta, pentru că e adevărat. Și da, haideți să vedem, este la stadion la ei, în Balotești, nu a mers niciodată. Poate o să meargă cumva, nu știu dacă rămân în Liga a doua, doar că s-a descurcat ok, să zicem. În viața reală, s-ar putea să promoveze, să retrogradeze, doar că vedem. Și Dedu. Dar Georgescu, cred că s-ar putea să chiar aibă un highlight, deși mă îndoiesc. Stoian trimite o minge foarte... da, nu, absolut nimic nu s-a întâmplat aici. Salut, Sebastian Stoica, nu te-am mai văzut pe aici, bine ai venit la stream. Sper că îți va plăcea practic aici. Sepsi, poate să trimite o minge în careu, e super slabă, doar că tot rămâne mingea noastră. Nu, Balotești de fapt o câștigă și pot să înceapă un contraatac aici și Balotești de fapt va avea prima șansă. Nu stă nimeni pe Stoica în centru și Stoica surprinzător reușește să trimită Balotești un avantaj în primele 7 minute. Ok, nu prea mă așteptam la asta. Ah, pardon. Salut, Marius Gaming. Bine venit la stream. Da, nu știu ce să zic. Nu schimb nimic pentru că deja e cam de vreme, n-are rost. Hai să beau puțină apă. Doru Dumitrescu văd aici că s-a accidentat nițel. Hai mai bine să-l băgăm pe Giurgiu. Stai, ce are? A, da, nu mai bine. Îl băgăm pe Giurgiu. Conform. Dar Balotelli a jucat foarte bine, mă uit acum. Pe lângă că noi am avut un singur șut și tocmai acum l-am dat, a avut și mai multă posesie, nu știu ce se întâmplă.
E Mihai aici, Stoica, care aleargă și nu intră nimeni la el și este aproape de încă un gol. Nu am idee ce se întâmplă, oameni buni. Nu știu, poate sunt mai bun de când mă așteptam. Mai de să schimbăm puțin instrucțiunea aici. Hai să mai calmăm spiritele și să stea defensiva mai în spate atacului, să mai în față, sper să nu fie prea depătați unii de ceilalți. Da. Ah, bun, ne-am cam întors în meci, asta este bine. Haideți să vedem aici cui va fi șansa asta de fapt, dacă putem să încercăm o depozitare. Văd că nu prea suntem organizați deloc, adică nu stă nimeni pe nimeni cum ar veni. Uite, tipul ăla, nu știu ce făcea acolo, căpușă. Oricum, linge la Georgescu, dat în spate la Mihai. Stoian, care are cartonaș la Dajboc, parcă. Un Stoica aici și da, va fi șansa lor, Buciurescu, Buciurescu. Ok, nu mă așteptam la asta. Țineți minte că gen, ei sunt pe locul ultimul loc și noi pe primul loc momentan în ligă. Dacă, nu, nici nu mă gândesc. Ziceți-mi și mie dacă se aude bine muzica, dacă mă aud eu bine. Că habar nu am. Da, ce mulți. N-am idee ce s-a întâmplat aici, hai să. Modelul zic că gen. Stai, nu, trebuie să merg pe agresiv, probabil. Așa, bun. Hai mai bine să schimbăm pe Mihai, că nu pare așa de interesat. Sau mai bine nu, că e destul de odihnit. Da, nu, cred că lăsăm așa. Cred o să-l bat pe comand, de fapt. Și să încercăm attacking, că acum deja nu avem ce pierde. Haide să vedem. Se aude bine, se aude bine tot. Mersi, Despino și canal închis. Câștigăm aici mingea, deși este primul highlight după pauză, dar mă îndoiesc că se întâmplă ceva aici. Ok, trebuie să facem ceva în repriza asta, că până acum nici n-am avut un highlight, mi se pare. Adică gen bănel. Ok, nu. Adică nici nu știu cum să reacționez. Ce balotești? Unde sunt balotești? Haideți să ne aducem aminte. Tocmai au trecut pe 19, incredibil. Și acum. Ok. Ei încearcă să se mai salveze la retrogradare acum. Băi, sincer, la 9 puncte și în felul în care joacă în momentul ăsta chiar au șanse. Da, nu știu ce să zic, sunt puțin. 6, 6 de la căpușă. Să-l schimbăm pe el atunci, adică gen. Sau nu. Nu știu, Gabriel e obosit, văd. Moție, nu știu. Mă avem pe careva, nu? Hai să-l băgăm pe N. N-am idee. Măcar o gol ceva de consolare acum? Nu. S-ar putea să aibă chiar ei, care a avut doar 6 șuturi pe poartă și aparent toate au intrat. Și noi la fel, până la urmă, dar nu văd niciun 4-4. Ce a fost aia de la Sepsi? Să mor tu, că eu altă șansă și. Ce
Țineți minte când ziceam de 100 de puncte? Da. Ok, și în momentul ăsta, da, nu am asigurat, Giurgiu poate, nici măcar un gol, nu am asigurat primele 3 locuri, cum ziceam la începutul meciului, suntem la 14 puncte cu 6 meciuri rămase. Este improbabil doar că, da, asta cred că va fi ultimul highlight. Ce? Ce mână de ajutor mi-au dat de spino? N-am idee despre ce vorbești. Mână de ajutor că gen face stream-ul mai interesant, da. Doar că... Hai să vedem acum. Și Dumitrescu e accidentat, incredibil. A fost un miliard... Stai... Cum traduce asta în română? N-am idee. Doar că e adevărat ce spune titlul ăsta. N-am idee. Ce? Da, nu știu. Cavrescoman, da, sincer, da. Slam Steam, Enache, ce caută Enache? Asta e, cred că, al patrulea meci în care vine Enache de la Botoșan la noi. Ok, e box. Da, nu, nu sunt foarte mulțumit de ce tocmai s-a întâmplat aici. Chindia nici măcar n-a jucat. Hai să vedem ce fac și ei. 5 goluri. A murit sala, da. Am văzut Raw Games, s-a anunțat, mi se pare, aseară sau cred că era de dimineață. Da, nu, e trist. Trebuia să ne cam așteptăm la chestia asta, văd aici Chindia că a câștigat, pentru că dacă nu l-a găsit nimeni în primele 48 de ore, era cam clar că nu mai e în viață, doar că da, tot e trist, nu știu ce să zic. N-avem, da, nu avem ce face. Dați-vă un F în chat pentru sala, nu știu, mai mult stream-ul, chestia asta e stream de afară, doar că... Da, pâlcă, tipul ăla de 15 ani s-a accidentat. Gen... Aia nu, l-am... La copii, în orice caz, nu am reușit să ne calificăm aici în semifinalele Ligii Elitelor. Nu avem ce face. Hai să continuăm aici să alegem echipa pentru meciul cu Pandurii. Chiar hai să mă uit o secundă acum cu cine jucăm în astea. Incredibil. Cu cine jucăm? Deci jucăm cu Pandurii care sunt pe 9, Aerostat pe 15, Luceafărul pe 11, Adrișul pe 18 și apoi în ultima lună pe 14, Dacogetica și ASU vom juca la e pe Dan Păltinișanu în ultimul meci al sezonului. Momentan hai să punem aici o tactică pentru Pandurii. Giurgiu aici pe teren. Deci n-am idee ce aș putea schimba aici. Cred că o să-l bag pe Coman. General începutul meciului să văd ce facem. Adică după meciul trecut îmi vine să schimb toată echipa, sincer. Nu știu, N câți ani are? 21? Se pune ca... Ok, da, se pune deci așa și vreau să-l bag pe Coman în locul lui Căpușă. Și da, cam asta trebuie să de fapt va trebui să-l scoatem și pe Dumitrescu și-l punem pe unde e Răzvan Greu. Da, cam atât. Și cred că lasă așa tactica, poate doar scot counterpress-ul și îi și odihnim pentru săptămâna asta. Clinceni a depășit pe Chindia în clasament. Da, am văzut. Interesant. Sincer, mă așteptam la asta. Mă așteptam să scadă Chindia pentru că în ultimul timp nu au jucat chiar cel mai bine. Au început să scadă foarte mult la puncte. Adică ați văzut și voi ce diferență ne aflăm de 15 puncte, doar că...
Da, dacă vă uitați aici a fost cam în ultima lună doar 4 puncte au reușit să ia. Da, mă cam așteptam. În timp ce Kendia, dacă ne uităm aici repede unde sau doamne Clinceniu n-au mai pierdut din mijlocul lumii, deci da, cred că vom vedea cine promovează. În orice caz, vedem că e și mai strânsă bătălia aici. Sunt 4, 3 echipe care se bat pentru locul 2 aici, care se află la distanță de un punct, adică până și Metalul Globusul, care cel mai probabil, de fapt, ar fi rău să spun, se bat să nu retrogradeze practic în viața reală sezonul ăsta. S-ar putea și ei să promoveze, vom vedea. Doar că da, cam atât în rest. Ploieștiu și Ripensa Energetice, nu mă îndoiesc că mai au vreo șansă. Și noi ne aflăm la 14 puncte de locul 2, Clinceni cu 6 meciuri rămase, deci și noi ne aflăm într-o situație destul de bună. De unde e la fețele la jucători? Am luat de pe Sorted Out the Site, stai că deja am shortcut-uri. Dacă aș putea să și scriu, îți dau link-ul aici repede, de unde îl poți descarca și tu. Bam, asta e. Așa. Da, hai să ne întoarcem. Pandurii în sezonul ăsta, la un moment dat au jucat bine, la un moment dat nu. Țin minte că i-am văzut și pe aici, și pe aici, pe la începutul sezonului, doar că, da, să fim atenți, sunt curios aici să vedem cine, ce au făcut în ultimul timp. Ok, nu s-au descurcat așa de bine, de fapt, nu au mai câștigat din mijlocul lui Matie și ce jucători au? Brânzan, cel mai valoros, hai să vedem, Robert Gheorghe, care nici măcar n-are față, de la Popeș Leoden apare în luat, Daniel Ciobanu, de la Luceafărul Oradea, da, nu au, iar cea mai puternică echipă, cel mai bătrân are doar 26 de ani, să lăjea în tipul ăsta, de la Energeticianul, da, nu știu cum de se descurcă așa de bine în joc, sincer, hai să continuăm. Are 11 GB, da, este foarte, foarte mare fișierul, o să dureze mult de descărcat, mai ales că gen trebuie să-l descarci pe bucăți și e destul de înceată descărcarea în general. Haideți să vedem aici ce băgăm, puțin defending. O să avem, cred că avem nevoie după meciul trecut de defending, haideți să băgăm aici tot ce apucăm, disengage și apoi, nu știu, Transition, cred că da, avem nevoie de asta. Bun, și după aia în ultima zi să băgăm un team bonding. Și cam asta va fi săptămâna aia. Bam. Ok, mă parcă mai voiam să zic ceva, dar am uitat ce înainte de stream. Na, asta se întâmplă dacă nu-ți notezi ce. Ok, deci aparent tipul ăsta, Dumitriu, care nu-mi sună foarte cunoscut, de la Concordia, nu-l vrea, ceea ce mă bucură pe Coman. De fapt, m-ar bucura mai mult dacă ar și juca bine. Hai să ne uităm la scouting, ce am mai găsit aici. Băieții noștri, mare lucru, nu? Paul Iacob aparent de la Balotești au dat 87%, care arată ca un YouTuber, sincer, care gen îl urmăresc eu. Stați puțin. O secundă, o secundă. Stai, fiți atenți. Ziceți voi că nu seamănă. Gen tipul ăsta cu tipul ăsta. Incredibil. Oricum. Stai că nici nu m-am uitat la el să văd cum arată. Mă întorc acum. Salut, Gabi. Ce mai zici? Haideți să mă uit acum. Paul Iacob. Nu sună foarte românesc. Să vedem. Poate e dintr-o altă țară. Nu, e din Târgu Mureș. Ok. Nu știu ce să zic, statistici, dar știu dacă
Băi, sincer, dacă mă gândesc, și expiră. Hai să mă uit puțin, gen, în comparație cu Dor Bozoancă. Da, Dor Bozoancă e mai bun, doar că... Nu știu dacă ar fi un bun înlocuitor, dacă nu-l putem lua la anul. Nu știu, o să văd. Sincer, da, chiar, hai să încep de pe acum, mai ales că suntem în poziția în care suntem, să nu mai scădem. Să încercăm să mai luăm pentru un alt an pe băieții ăștia de... Să-i împrumutăm... American Offer, Loan Offer... Să continuăm împrumutul ăsta... Da? Ce îi dau acum? Îi dau 250 acum se pare. Nu e așa mare bani să dau 300 pentru că... Trebuie să recunosc că a jucat foarte bine Dor Bozoancă pentru mine până acum. Și aș vrea să-l iau de pe acum. Adică mi-i închipui și eu. Se pot chipa. Ca acum. Campaign Cup Matches, Campaign Record. Nu chiar pe termen. Pot să zic sugen. Da, pot să joacă ce împotriva propriei echipe. Ce părere au? Ok, bun, deci tocmai l-am asigurat pe Dor Bozoancă dacă acceptă și el încă un sezon aici, asta mă bucură foarte mult. Cine a mai jucat bine? Căpușă, cred că ar trebui să-l... sau nu știu, între el și Coman. Mă mai gândesc de Căpușă. Keita poate ar trebui, Dumitrescu cred că ar trebui să-l mai încerc să... Stați o secundă. Să încerc să-l mai am încă un sezon. Da, fix ca acum. Haide să, mai bine să ne asigurăm că la anul poate să joace împotriva viitorului, să nu facem aceeași greșeală de sezonul ăsta. Da, n-a fost chiar bine. Stai, Dor Bozoancă să mai o chestie, ok. Și cine ar mai trebui? Cred că Liviu Mihai, da, cred că clar Liviu Mihai mai va trebui să mă asigur că îl mai păstrez. Poate Cristian Nene, mă mai gândesc. Și Keita. De fapt, cred că unul dintre ei va trebui clar dintre Cristian și Keita să-l păstrez. Nu știu, mai degrabă pe Cristian, că poate să joace în ambele roluri și în general, cred că n-are notă mai mare ca Keita. Dar că, da, nu știu, mă mai gândesc asta mai mult pe finalul sezonului, dar pe Liviu vreau să-l păstrez încă un sezon. Sau, cred că pot să-l și cumpăr, ok. Nu avem așa de mulți bani, haide să încercăm un 400, poate așa. Nu știu dacă vom avea bani. Mă îndoiesc. De ce? Ok, vrea să rămână. Și altceva, nu știu. Backup. Mai degrabă rotation. A jucat bine pentru mine până acum. Cred că va fi bun, mai ales cu doamne, experiența lui. Hai să încercăm un 500. Și în ultimul meci a jucat bine. Salut, dacă ar fi să alegi PES sau FIFA, probabil FIFA, sincer. Nu, cred că n-am jucat, da, n-am jucat niciodată în viața mea, n-am pus niciodată mâna pe un mouse sau pe un controller pentru a juca PES, numai FIFA. Nu știu, în viitor, nu zic că n-aș juca PES, adică nu zic că e un joc rău, poate în viitor, cine știe. Parcă și pe, da, și pe Bobo, cred că va trebui să-l iau și sezonul viitor. Tot pe loan. Stai ce? Ups. Da. Alone, aparent nu trebuie să plătesc nimic, ceea ce e incredibil. Și, ok, bun. Deci tocmai m-am asigurat pe 4 jucători aici, dacă acceptă și ei. Dacă vrei, ai putea încerca să faci pe FIFA o carieră cu echipă recunoscută pentru Academia de Jucători gen Ajax. Să-i crești pe cei cu potențial. Mi se pare interesant conceptul. Da, sună interesant, dar că momentan să încep să fac FIFA pe canal. Pentru că nu am atins
până acum faza asta, doar, FIFA, doar asta, Football Manager, am făcut până acum, ceea ce, băi, a mers, canalul, eu zic că merge bine, îmi place, sunt mulțumit de canal în momentul ăsta, că așa, bun, a acceptat viitorul, să vedem dacă acceptă și ei. Oh, nu. Așa. Da, mi-i chipuit și eu că gen. Nu au fost foarte mulțumiți de meciul ăsta. De finanțe încă nu sunt super supărați, ceea ce e bine. Nu știu ce s-a întâmplat, de-a scăzut aici. Cred că din cauza meciului cu Balotești. Am avut aici... ce-am făcut? Stai puțin, că s-a accidentat careva. Doringo... Doamne, Dorin Goga, haide să-l trimitem la fizio, că nu cred că vom avea nevoie de el neapărat în meciul următor. De fapt, să-l scoatem de pe bancă dacă este momentan. Nu e. Bun, hai să vedem aici încă puțin, să avem încă un meci cu Pandurii, care, da, suntem... noi favoriții, îmi închipuiam și eu. Da, încă ne suntem cu 6 meciuri, încă putem să ajungem la recordul ăsta istoric, care sincer vreau să mă uit acum, stați puțin, când a fost recordul ăsta stabilit. Dunărea Călăraș anul trecut, ok, am înțeles, deci să vedem dacă putem să fim mai dominanți decât echipa lui Dan Alex de sezonul trecut, ceea ce care a jucat foarte bine Dunărea Călăraș, adică mulți și inclusiv eu cream că până la Hermannstadt o să câștige Liga, doar că nu, chiar în ultima parte a sezonului, în ultima jumătate s-a descurcat foarte, foarte bine Dunărea Călăraș și nu știu, e ok. Important, stați puțin, vreau să mă uit aici repede, da, suntem la 15 puncte de a asigura, da, 15 de primele 3 locuri și ce mai e? Stați puțin, da, nu, mai până ne asigurăm direct promovarea și chestii de genul. De ce crezi că Football Manager e așa underrated în România? Păi faza e că, de fapt, nici în străinătate, cum ar veni, acest budget, pot să fac asta, incredibil, l-am reușit să-l semnăm pe Liviu Mihai pentru la anul ăsta, este foarte, foarte bine, sunt mulțumit. Incredibil, da, și îl vom putea lua. Da, nu, nici gen Anglia și în echipă, țara din asta în care te aștepta să fie, nu este foarte, foarte popular jocul, adică te gândești cel mai populare canale de FM au doar 100.000 de abonați, dacă 100.000 de abonați, nici atâta. Și da, nu mă miră că am rămas mai în urmă și mai ales pentru că te gândești că în general, din ce am văzut, audiența asta demografică a FM-ului este mai în vârstă, doar că mă refer mai degrabă la 20-30 de ani, ceea ce nu înseamnă în vârstă, doar că mă refer mai în vârstă față de orice alt joc în care sunt mai mult adolescenții care joacă. Chindiavă că au câștigat aici, trebuie să fim și noi atenți cu pandul de ce facem. Și da, cel puțin în YouTube românesc este foarte, foarte tânără audiența. Aș zice cam în medie 15-16 ani, ceea ce, da, dacă pui cap la cap cu ce audiență are FM-ul, se înțelege de ce n-a avut așa de mult succes până acum. Doar că, băi, încetul cu încetul, gen, apar canale care încarcă, gen, constant și... bine, des aici, mă exclud pe mine, așa, ce? Nu. Ok, deci toți ăștia trei nu au vrut să se întoarcă sezonul viitor. Nu. pentru că se piratează, da, și asta. Nu e joc așa public ca FIFA sau PES pentru că nu poate fi jucat de oricine. Da, nu,
N-avem ce face, să vedem și Clinceanu ce a făcut, dacă și-au postat locul 2. Nu, cred că au pe Galați sau ce-au făcut. A, nu, chiar au pierdut cu Petrolul. Interesant. Metaloglobus la fel au pierdut. E și mai interesant. Ceea ce înseamnă că acum dacă câștigăm... Stai puțin. Da, dacă reușim să luăm un punct în momentul ăsta, în meciul ăsta cu Pandurii, da, o să avem primele 3 locuri asigurate și dacă câștigăm... O secundă, stai să fac matematica ce de toate zilele în cap. Dacă câștigăm... nu o să avem asigurat primul loc, doar că o să fim la egalitate, practic, dacă gen câștigăm în meciul ăsta și după aia pierdem restul și Chindia câștigă restul, o să fim la egalitate la finalul sezonului, cam într-o situație în asta ne aflăm. Nu mai putem schimba nimic aici, asta este echipa, i-am schimbat numai pe Coman, pe Ene și pe celălalt Coman și pe Giurgiu, doar că ne rămâne la fel echipa. Doar că da, nu sunt super speriat în momentul ăsta de faza aia, că gen n-au vrut să se întoarcă la echipă la sezonul viitor. O secundă, vreau să mă uit cine mai exact pare să retrogradeze în momentul ăsta din Liga 1. Viitorul nu mai este pe primul loc, interesant. Ok, Dunărea, Călăraș, Sepsi și cu Gaz Metanu pare să fie cele trei echipe care se bat la retrogradare și Astra, ceea ce eu sper să piardă evident Astra pentru că au jucători buni pe care i-am putea ciordi, normal. Un portar pe Ilie v-am putea să luăm, poate, nu știu, sper și eu. Sau în general din ăștia care le expiră contractul, doar că vom vedea, mai avem până atunci. Nu cred că voi face un stream cu transferuri, cred că următorul stream care vă aduc aminte... Ok, da. Care vă readuc aminte că nu voi... faza asta de săptămâna asta, că am făcut 3 stream-uri, nu va continua în continuare. Nu, pronasm. Pentru că... Da, nu, acum am făcut 3 stream-uri săptămâna asta doar pentru că a fost vacanță, doar că dacă săptămâna viitoare voi... Mă voi reîntoarce practic la... gen programul cu un stream pe săptămână, vinerea la 3-3 jumate, depinde cum... Cum ajung și eu de la liceu. Și să-mi hapsă. Dar putem promova aici. În meciul ăsta să gen avem asigurate primele 2 locuri. Hai să vedem aici la club, pe Cluj Arena. Deci îmi închipui că au venit destul de mulți oameni astăzi pentru a vedea dacă reușim până la urmă să promovăm. Pandurii cu echipamentele lor vechi sau nu știu, e situație confuză acolo, că gen uneori joacă cu Joma, uneori joacă cu Nike. Nici eu nu știu, nu e un joc așa. Vinerea la 3 sunt la școală, îmi pare rău, gen. Eu la mine la școală am un program de dimineață, așa că mă întorc pe la vreun 2-3 acasă. Și avem aici o șansă, poate Florescu la marginea careului și să spună că ne-am întors. Ar fi ideal să nu repetăm meciul de trecut cu Balotești. Și Florescu trimite un gol, o minge foarte precisă în colțul porții pentru a ne pune în avantaj după doar 21 de minute. Să continuăm. Și în general am fost în echipa mai bună, deși poziția putea să ne scurcă mai bine. Da, cum se numește Facebook-ul, am pus un link mai devreme și cred că... stai puțin, sunt pe live, da. Cred că încă l-am aici... Ia uite-l, aici este. Bun, și cam asta va fi repriza. Ok, văd că avem și în cealaltă tribună oameni, deci s-ar putea să fie mai mare numărul de spectatori astăzi. Da, am jucat bine. Să vedem ce ne mai zicem aici. Va trebui să facem vreo schimbare la pauză. Mă îndoiesc, nu e mai nimeni obosit. Coman, îl las până prin minutul 65, că n-are cum să dea gol dacă nu joacă, evident. Și pe el chiar l-am la echipă, deci fi indicat. Hai să vedem aici.
Cu plăcere, Marius. Să poate este șansa noastră aici. Nu pare să fie mingea lor sau nu ajunge la noi înapoi. Gavra, care poate să alerge pe bandă și trimite o minge în care o destul de vreme la Ene, care nu știu, habar nu am cum a reușit din unghiul ăla să dea gol. Portarul cu siguranță s-ar fi putut descurca mai bine, doar că da, nu a fost să fie. Și da, cred că ne-am întors la forma normală. Să vedem ce vom putea face acum la finalul sezonului. Și cred că în momentul ăsta, da, ne-am cam asigurat promovarea în Liga 1. Deci s-a adeverit titlul cum ar veni. Încă n-a făcut nimic Coma, n-o să-l schimb și în general o să fac mai multe schimbări. Doar că să vedem meciul viitor dacă vom putea chiar să asigurăm și gen titlul. Cupa aia nouă pe care au scos-o cei de la FRF. Îl băgăm pe greu, schimbăm între ei și în același timp o să vreau să mergem cu un tempo mai încet pentru ca să nu îi obosesc pe băieți. Cam asta ar fi. Nu, au venit destul de puțin oameni, 2500, doar că băi, îmi închipui că în ultimele partide o să vină mai mulți și dacă meciul următor pentru a câștiga titlul va fi la noi, s-ar putea să vină mai mulți indivizi. Bun, încearcă acolo o pasă bună, dacă ajunge până la urmă înapoi la noi, Ene, la Mihai, care nu stă nimeni pe Mihai și este foarte aproape acolo de un al treilea gol, dar că nu a fost să fie, mă bucur că am reușit să-l păstrăm pe Mihai, pe care hai să-l schimbăm acum ca să mai irosim timpul, să fie ultima schimbare, îl băgăm pe Hație Gan, care nu prea a mai jucat în ultimele câteva meciuri. Și da, cam asta ar fi tot, asta probabil va fluiera acum arbitru și chiar o face. Bun, am promovat, unde pot să zic, felicitări băieți, bine ați venit în Liga 1 după astea 5 meciuri care mai sunt în Liga 2 și, evident, perioada precompetițională. Am primit aici două, asta, achievement-ul, nu știu dacă le vedeți. Erou național? Stai puțin, de la ce vine asta? Mă uit acum pe stream imediat. Steam. N-am idee. Oh, ce-am făcut? Ok, games. Unde sunt? Eu, achievements. Ok, nici măcar nu le înregistrează aparent într-un anumit motiv. Oricum nu contează, haide să continuăm aici. Bun, hai să vedem. Incredibil. 13.000, ok, recunosc că asta este bine. Adică dacă ne uităm aici, noi cum avem în situația asta? Avem 9.000, aveam sezonul ăsta, deci este incredibil că ne l-au mărit și stai, de fapt, vom putea face schemă din asta. Ok, nu-i mult deloc. ok, hai să vedem ce facem. O Cluj, Universitatea Cluj, doamnelor și domnilor, reușește să promoveze în Liga 1 Betano, pentru că nu se schimbă sponsorul, va rămâne așa pentru restul istoriei, nu știu. Doar că da, încă nu voi pune We Are The Champions pentru că nu am câștigat. Avem aici cupa aia inaugurată sezonul trecut pe care nu știu de ce au arătat-o pentru că încă nu am câștigat, doar că da. Da, nu știu, promoșanul este fără în conclusion, da, era cam clar. Așa, sunt foarte mulțumit. Așa, este incredibil, așa. Ce? KG Prescă? Ce? A primit tipul ăla 500, ok. Oxface, oh, stai puțin, ce ne-a zis? Bun, ok. Fanii mă iubesc, aparent, incredibil. Florescu. Dumitriu din nou ajunge la noi la stadion. Ok.
Și dacă ne uităm aici, da, sunt super mulțumiți. Cam toată lumea ne arată aici că am promovat și cu 15 puncte distanță față de Chindia, cu 5 meciuri rămase, un egal în meciul ăsta cu Aerostar, care mi se pare sunt pe locul 15 sau 16 sau cât mai sunt, 15, ar fi tot ce avem nevoie pentru a reuși să câștigăm liga. Cum ar veni, undeva se va juca meciul ăsta, ok, la ei în Bacău, era frumos să câștigăm liga la noi pe Cluj Arena, dar că merge, hai să alegem aici o echipă. N-a jucat chiar mai bine Coma, hai să-l băgăm înapoi pe căpușă. Și în rest, nu știu, voi mai încerca să-i iau înapoi pe ăștia care... Cât mai are ăsta? Stai ce? Cât mai ai până... A, 5-11 zile, ok. Atunci va trebui să-i păstrez pe ăștia pe teren, n-am ce face. Keita... Ndiaye și Hatsiegan. Ok, asta va fi echipa în meciul următor pentru a asigura titlul ligii întâi, care, da, nu, adică dacă există vreo șansă minusculă să nu câștigăm momentul ăsta titlul, gen, n-are cum, e imposibil. Și veți putea vedea cu toții aici dacă, cum va fi faza asta, dacă, nu știu dacă gen, animația cu ridicarea trofeului este acum când câștigăm trofeul sau la finalul sezonului, n-am idee. O să vedem acum, așteptăm. Da. Ok, da, evident că o să vreau să rămân. Stai, eu, gen, când îmi expiră contractul? Oh, într-o lună, hai mai bine să gen... Poți să gen cer să am un contract nou? Da, probabil. Personal, new contract. Ok. In the final. In a... Oh! Ok, deci situația noastră e așa de rea aici, că gen nu vor să-mi dea un contract nou, eu având doar cum vreo o lună rămasă pe contract, ok? oh, nu. Nu-ți prângesc, nu! Adică, sincer, înțeleg și eu, cu 700.000 de lire pe minus, cel mai probabil să zic că cu o săptămână rămasă, auziți, domnul Box, semnați și dumneavoastră, vă rog eu. Să vedem aici. Poate după ce câștigăm titlul, n-am idee. Doar că hai să vedem, trecem repede peste zilele astea, că mă îndoiesc că se va întâmpla ceva util sau interesant în general. Doar că da, ok, nu mă așteptam la faza aia. Hai să vedem ce băgăm aici. Teamwork, pentru că am văzut că am mai scăzut după meciul cu Metaloglobus. Hai mai bine meciul ăsta. Ce am scumpat deja și hai să mai băgăm o chestie de defending aici ca să fie ground defense și cam atâta. Hot Endurance accidentat, că nu prea îl jucam oricum. Mi se pare nici pe bancă nu e. Na, nu e. Încă da, foarte multe accidentări, din fericire nu la jucători foarte importanți. Să sperăm că nu o să urmeze și astea. Da. Hai să vedem dacă a retrogradat cineva până acum, deși știu că cam în ultima trime clasamentul era destul de aproape acolo. Hai să vedem, îi avem pe Cosmin și Florescu care am intrat în echipa săptămânii. Da, absolut nimeni n-a promovat Balotești încă pe ultimul loc, doar că la 9 puncte cu 5 meciuri rămase, încă este o mică șansă acolo, doar că, da, vom vedea. Ar fi bine să-ți pui pe lista de transferuri jucători ca Hoduran, ai dreptate sau degeaba la echipa ta dacă nu joacă și Taub, sincer. Cred că mă voi ocupa de asta la... în pauza asta de transferuri, pe care am zis că nu o să fac un stream cu ea pentru că echipa că n-ar fi așa de interesantă.
Cel mai probabil o să mă întorc vinerea următoare cu al doilea sezon în Liga 1, că sunt super cupă n-avem în, de data asta. Și eu mi-echipui că nu va interesa amicalele. Nu știu, hai să vedem cine mai este. Gavra și Florescu se bat acum pentru jucătorul sezonului și așa. Și pentru cel mai tânăr, Boboc, de fapt. Ok, asta e drăguț, drăguț. O vom vedea la finalul sezonului. Cluj. Press conference. Așa. Da, era Țigan. Da, și apare și Țigan. Ar putea fi considerat. Da, nu vreau să se supere Boboc, îi zic că gen, ar fi frumos să câștige, doar că ar putea și el. Nu ești becali să n-ai ce face cu banii. Adică gen, ai putea spune asta o a doua oară, pentru că da, a devenit deja un clișeu să arăt fereastra asta, tab-ul ăsta cu finanțe, pentru care nu vreau să-l mai fac, să-l mai arăt. Ce vreau. Ok, haideți să vorbim aici cu băieții. Bam, bam. Și am revenit, ai terminat campionatul, nu Denis, mai am 5 meciuri, cred că voi termina pe la vreun, va fi ca un sim normal până la 5. A trecut repede până acum, va trebui să, timpul, va trebui să mă grăbesc, sincer. Mare 5 meciuri, câți bani, mulțumesc de spină, câți bani îți dă dacă promovezi? Îmi dă bani? E Liga a doua, mă îndoiesc că îmi dă vreun ban. Adică, gen, probabil sunt mai multe șanse să-mi dea Liga 3-a bani decât Liga 2-a. Hai să vedem, nu știu. Nu cred. Da, nu cred că îmi dea niciun ban. Nimic. Da, da, asta mă gândeam și eu. Mulțumesc, Raul. Să vedem, îmi dai ce face. Și, da, nu, pro, cel mai probabil sezonul viitor va fi bazat pe împrumutul din nou. Așa că așa vedem. Bun. Și Raul, de fapt, voiam să te întreb. Mă gândeam, după ce termin cu activatorul, totuși cu Kanguru, întreb și pe el după, dacă gen, ați vrea să fac un tutorial sau ceva de genul pentru cum să instalez faza asta, pentru că sunt sigur că dacă aș dacă aș menționa patch-ul cu Liga 3 și Liga 4 și în general l-aș folosi pe canal, că s-ar putea să-l folosesc, aș fi bombardat de întrebări cum de l-am pus, cum am fost de fapt cu facepack-ul și cu logo pack-ul până acum. Și adică știu că gen, nu e mare lucru, trebuie doar să-l bagi acolo, fișierul, doar că sunt sigur că oricum o să fie oameni care o să se întrebe, așa că mă gândeam că ar fi util să mai fie. Ce s-a întâmplat? Cred că tocmai am dat un penalty. Nu. Cine bate aici la ei? Mitran în fața lui Durbozan, că să vedem dacă cu câteva meciuri înainte să plece de la club poate să facă ceva și nu face, doar că Mitran face. S-ar putea să vrea el un transfer aici la noi, la Cluj. Nu primești nimic, da. Te uiți un pic în Germania cât îți dă? Sigur, dacă stai puțin să ajungem la pauză. Așa, da, mă uit în Bundesliga. Okay. Și deci, primul loc câștigă 96 de milioane de lire sterline. Nu știu dacă ai euro, asta cam cât ar fi, vreo 100 și ceva, 100, nu știu, 10 să zicem, 105 milioane. Dar că da, e o mică diferență față de Liga a doua, casa pariurilor. Așa, primești vreo 350.000 de euro sezon dreptul TV, da, mă așteptam la TV. Mulțumim Digisport 2 și 3, așa, da. Putem să câștigăm, până și cu un punct câștigăm titlul, doar că totuși ar fi frumos să și câștigăm meciul. Pentru că n-am prea făcut multe. Nici n-am fost foarte atent la meci, sincer. Suma infimă pentru cheltuiel, da.
Cebec, da, dar ai putea, doar că trebuie să-l testezi pe termen lung și în fiecare an te uiți să pun să simulezi pe mai mulți ani. Și mai lucrez, de-aia am început să activez niște județe Liga 5-a, interesant. Eu zic că mai bine termin Liga 4-a și gen să fie asta cum ar fi versiunea 1 și după aia să încep să lucrez la Liga 5-a, care da, o să dureze destul de mult acolo. Asta să scot carnețelul să mă uit câte echipe am notat eu că sunt în Liga 5-a, că s-ar putea să greșesc normal, dar că okay, 1044 aici, Giurgiu am văzut pe fundal că a avut o șansă, 1044 de echipe. Și după aia în Liga 6-a sunt puține lige aici cu 254 de echipe și apoi în Liga 7 ar fi doar Mureș și Prahova cu 51. Doar că da, cam asta ar fi. O să joci vreodată FIFA 19 pe YouTube? Probabil, mă gândesc la vară, poate să facem ceva și nici n-am fost atent aici, absolut nimic n-am făcut în meciul ăsta. O, nu, hai să facem aici câteva schimbări. N-avem ce face, îl băgăm pe Coman și pe Mihai, de ce nu? Schimbăm 3 oameni, hai să mergem pe attacking. Poate reușim să facem ceva acum la final, deși din nou, chiar dacă nu câștigăm aici, văd că nici Chindia, a, Chindia nici măcar n-a jucat. Asta înseamnă, doamnelor și domnilor, în cel mai plictisitor mod că U Cluj tocmai a câștigat Liga a doua, Casa Pariurilor. N-au jucat cel mai bine, dar că n-avem ce face. Să primim notificare aici. Ce? Stai, te gen. Eh? Asta e banu, banu, banu. Ba da. Hai să așteptăm și Chindia să joace. Nu știu. Cred că zice cel mai mult. Nu știu, în Anglia 30 de lire, parcă în Spania, nu știu exact. Nu știu. Hai să vedem ce face Kindia, poate după aia mi-apare notificarea aia, sau articolul ăla. Ce? Ok, să-l joc în ultimele meciuri, că the fuck? Ok, eu să încerc să-l joc în ultimele meciuri acum, încă gen. Și așa cred că îl pierd pe căpușă și nu vreau să-l pierd și pe Coman. Așa. Da, nu, stai să vedem cu Kindia. A murit sala, da, am văzut Denis, am și vorbit pe stream mai devreme. Păcat de unde erau logurile corecte. O secundă, stai să vedem Kindia ce face. Ok, au câștigat, doar că la 13 puncte față de ei cu 4 meciuri rămase înseamnă că am câștigat liga, doar că stai puțin că îți dau cu logurile imediat. Și cred că în jocul viitor va trebui să fac și un tutorial pentru logouri. Eu? Ce am văzut? Uite, Fabian. Da, hai să ne întoarcem. Deci absolut nimic, pe bune nu zice nimic. Presa că am practic câștigat Liga 1, Liga 2. Chiar așa? Dublu față de Liga 4, aproape dublu. Felicitări, Dragoș. Mulțumesc, Raul, pentru felicitare. Aparent, presa nu mă felicită. Sunt absolut sabotat de Sport.ro, chestiile astea sau. Site-ul, da, site-ul cred că încă se mai numește Sport.ro, nu cred că l-au schimbat și pe el, pe Pro X sau ceva de genul. Așa, da, ai câștigat, scrie pe acolo, stai. Unde? Da, nu zice nicăieri. Deci ce ne spune că am pierdut. Șansa de a câștiga ceea ce într-adevăr am făcut-o cu 61% posesie. Hai să punem și noi echipa aici. Cu plăcere, Fabian. Da, în orice caz. Stați, dacă. Ok, o să pregătesc aici un tab cu We Are the Champions, dacă. În caz că.
îmi spune ceva practic. Așa. Bun, hai să continuăm. Ok, Sepsi vă că este suspendat. Va trebui să-l schimbăm cu Berci, care nu prea a jucat, sau mai degrabă cu Taub. Da. Coman îl lasă în echipă, Bobo Cosnic, Giurgiu Florescu, Dumitrescu cum are? Poate să joace în meci următor, ok, atunci chiar o să îl bag. În locul lui, nici n-am idee, Florescu. Bam. Așa, Gavra Hățiegan îi la... Hățiegan nu prea a jucat așa de bine în ultimul timp, de fapt îl bag pe Mihai în echipă. Și locul cu Locheita, cred că... Na, îl las. Și nu știu, încercăm din nou să vedem ce putem face, că niciun atacant nu funcționează în momentul ăsta, practic. Ceea ce mă cam îngrijorează, dar că n-am ce face. Și haideți să și odihnim cu Luceafăru, unde sunt în locul 10, atunci păstrăm aceeași tactică ca în meciul cu Aerostar. Bam. La competiție, uite-te. A, nu, gen că mi-arată C-ul ăla, stai că nici nu am văzut. Nu, asta e, nici măcar aici nu mi-arată, mi-arată doar că am promovat, ceea ce, da, că am asigurat primele două locuri, dar nu-mi zice nimic de câștigat liga, ceea ce interesa. Raul, că tu mi-echipui că știi mai bine, există vreun fel posibil în care nu putem din ipostaza asta să câștigăm practic liga? Există vreo regulă minusculă undeva într-un contract, dacă nu știi, nu-i problemă, doar că da, nu, chiar e confuză situația. Da, nu știu, hai, băgăm un community outreach și aici, nu știu, băgăm și noi un goalkeeping, că nu prea am făcut de mult o schemă de genul, de ce nu. Și aici endurance pe finalul săptămânii. Da, câte meciuri mai sunt? 4. Ar trebui să trecem destul de repede prin ele, că nu-i mare lucru. Chiar să mă uit în calendar dacă e gen, o să fie la o săptămână toate una față de celălalt sau nu știu, o să fie mai apropiate. Ups. Da, nu o să fie o săptămână separate între ele. Păi câte puncte ai în plus față de blocul 2 și câte meciuri mai sunt? Să înțe înainte de meci oricum, să-ți anunț jucătorii dacă faci. Da, păi așa știam și eu, gen, m-am mirat că nu m-a anunțat înainte, doar că n-am zis nimic. Suntem la 13 puncte în fața celor de la Candia, blocul 2, cu evident 4 meciuri rămase. Evident 12 mai mic ca 13, n-am idee de ce se întâmplă asta. N-avem ce facem. Să vedem dacă înainte de meciul ăsta îmi zic ceva cu Luceafărul. Mă îndoiesc că are legătură cu gen faptul că meciul ăla a fost în deplasare și ăsta e acasă, mă îndoiesc. Scouting meeting. Să vedem aici ce mai găsim. Mare lucru, nu. Laurențiu Manole de la Energeticianul. Băi, nu e foarte rău, e roșu doar. Interesant. Da, nu, o să mă ocup eu de transferuri după stream. Așa, ia să vedem aici. Trebuie să așa. Păi atunci cumva jocul crede că încă nu ai câștigat. Da, și sincer am mai avut o problemă de genul. Am avut într-o carieră cu UTA, parcă în FM17, o chestie fix asemănătoare. Mi-au zis, nu mai țin minte exact ce s-a întâmplat, cred că în ultimul meci al sezonului mi-au zis, deși câștigasem de mai mult timp sau ceva de genul. Salut, Emeldan. Ia dă-i pe știrea asta cu Chindia și Clinceni. Ce? A, da, chiar, stai, chiar promotion. Unde pot să mă uit? News. Promotion is. Mă scuzi? A, nu, aici oricum nu mă puneau pe mine pentru că deja promovasem, doar că nu zice nimic de titlu.
Interesant. Da, nu... Nu avea o rubrică și pentru mine, avea numai pentru cei trei aici. Ok. Să-l felicităm pe Căpușă, poate reușim să-l postăm la echipă. Acum că, practic, suntem echipă de Liga 1. De fapt, nu suntem aparent. Stai puțin să vedem aici. Spun ceva de gen... Pe vă mai ales... Nu zic nici aici, stai. Chiving Promotion, zice doar Chiving Promotion momentan, nu zice nimic nici de titlu sau ceva de genul. A câștigat Arsenal BPL-ul, hai să mă uit chiar în lume ce s-a mai întâmplat. Europa, eu? Da, hai să uităm pe fiecare. Adică, deci Arsenal a câștigat cu la un punct distanță de Liverpool, aparent. Interesantă liga, Premier League-ul. Brighton cu Andone-ul nostru și aparent și Băluț acum. Bine, până la vară nu au reușit pe locul 10, deci în prima jumătate asta e foarte bine. Newcastle cred că au câștigat FA Cup. Pentru că au Europa League. Stai puțin să mă uit. Ce? De ce? Stai, pentru... Dacă câștigi Cupa Ligii în Anglia, ai Europa? Pe bun? Care fai? Ca să vezi. Mai uită-te la tabă cu news, nu ai idee ce se întâmplă, dar nici eu. M-a suturat să fac cu România că mă enervează treaba aia cu Andrei Ioan, așa e și în realitate. Într-adevăr, n-avem ce face. Salut, buze noi, buze noi, buze moi. Bine ai revenit. Stai puțin că-s chiar curios. Iar cine a câștigat în Championship? Sheffield United, sau mai au puțin și câștigă, sau mă, au câștigat, interesant. Și cu West Brom care s-a întors, dar nu, vreau să mă uit la League Cup. Unde? Stai, ce? FA. Stau, ah, ok, o secundă. FA Cup. Carabao Cup, așa e, zice, am uitat. Da, deci, zice ceva că gen... Puțin Europa. Ah, ca să vezi. Nu avem nicio idee. Să vezi și să nu crezi. Da, nu știam. Habar n-aveam de faza asta. Salut, FA Cup. Da, nu, Cupa Ligii aparent dă și ea calificare în Europa, nu știam de faza asta. Mă îndoiesc că Cupa Ligii a deplas. La noi a dat ceva de genul, așa, nu știu. Da, hai să vedem. Următorul, mâine avem aici, absolut încă nimic. Oh, stai că Taub s-a accidentat, îl aveam chiar în echipă că s-a accidentat sau era suspendat, îl băgăm pe Berci care cred că e prima dată când joacă sezonul ăsta. Să fie interesant să-l vedem. De ce mi-a dat doar 3-4 jucători de la echipele din Estul Europei, de exemplu Partizan Salzburg, pentru că nu ai activate legile alea? Oh, ce-am făcut? Ah, ba, nu a făcut nimic. Și în general, nu doar în Estul Europei, în general, peste tot în ligile cu care nu sunt așa de importante, vei avea chestii de genul, pentru că arată numai jucători din ăștia, fie, nu știu, cred că mai importanți la club, fie care joacă la naționale de tineret, de așa, de gen la într-o ligă mare, cum ar fi, stai, care e, ce ligeam eu? Cam și uitat. Ups, stai. Deci astea sunt legile mele. Hai să ne uităm la Portugalia, ceea ce probabil are, care are probabil aici în Liga NOS. Nu am înregistrat echipa, dar când ne uităm de exemplu la Porto, vedem că au toți jucătorii, pentru că majoritatea toți probabil joacă la echipele naționale, naționale de tineret sau în general sunt jucători importanți și Benfica și
nu știu, ce echipe mai sunt, Braga, să zicem. E, ok, Braga n-are așa de mulți, dar totuși, ai înțeles. Și după aceea, dacă ne uităm în Serbia sau ceva de genul la Partizan, bine, de fapt, Partizanul o să aibă mulți jucători pentru că joacă la Serbia, la Națională, doar că ne uităm la cealaltă echipe, da, la Nice, de exemplu, nu sunt așa de mulți. Oricum, hai să continuăm la noi aici, în România, pe moment. Am egalat, se pare, în ultimul meci cu Luceafărul. Să vedem în ăsta ce vom face. Nu-mi zice absolut nimic de câștigatul ligii încă. Gen, să ne uităm la Team Talk dacă o să ne dau vreo... O să ne zică ceva aici, o opțiune. Absolut nimic, domnule, nu știu. Apa, nu am cum funcționează faza asta. Nu știu, poate în ultimul meci al sezonului sau ceva de genul, nu știu. Și trebuie să selectez, zice, așa. Și vă că au și zis și Zelte și Raul. Și dacă câștigi Carabao Cup și ești în Europa în grupă, deja cu ce te ajută? Păi cu nimic, doar că pe Newcastle i-a ajutat, pentru că eu termina pe locul 11, deloc aproape de Europa. Hai mai bine să ne discutăm, ne discutăm și fără. Da, deci jucăm aici la Cluj Arena. Apare nu am câștigat. Cum adică, cu ce te ajută? Da. Hai să vedem ce facem. Da. Momentan, 81% poziție, incredibil. Joacă destul de prost, Luceafărul. Ziceau că gen... au pierdut ultimele 3 meciuri din... Au pierdut 3 meciuri din ultimele 5 sau ceva de genul. Hai să vedem ce facem noi acum cu ei. Coman la Dumitrescu, Giurgiu. Pasăm frumos aici la Mihai, care încearcă o schemă, doar că Marquez... ăla nu e și un YouTuber? Marquez Brownlee. Oricum apără și... da, cred că ăsta va fi highlight-ul sau s-ar putea. Căci n-a fost o șansă așa de importantă să fie. Nu, nu este highlight-ul Marius acum, dacă poate să trimite o pasă interesantă la Keita. Foarte, foarte bună pasa aia. Gen, incredibilă viziune acolo de la Coman, care să sperăm că gen s-a întors cel puțin măcar cu asistul ăsta, dacă nu cu golurile în echipă la forma lui. Și foarte, foarte bună pasa aia, cum l-a văzut pe Keita, care termină foarte bine acolo și voi încerca să-l semneze înapoi, cel mai probabil. O tactică pe care o recomand la începători. Păi nu există o tactică pentru începători, nu. Asta e faza în FM, că nu există o tactică magică cu care gen câștigi tot. Depinde de echipă, de liga în care joci, de gen unde te afli în liga aia. Nu știu, în general poți să mergi cu o tactică simplă, cum ar fi 4-4-2 sau ce jucăm noi de fapt aici, un 4-2-3-1, și să lucrez de acolo, să mai dezvolți, doar că nu, chiar nu există. Ok, merge bine până acum, 1-0. Trebuie să schimbăm pe careva, dar depinde foarte mult, nu pot să zic eu nimic aici. Giurgiu văd că e destul de obosit, doar că îl mai păstrez pe teren. Exemplu, un jucător la Barça, îl cheamă Marquez și ți-l recomand, da, de la am auzit și eu. Vezi că în sezonul următor de Liga 1 ai nevoie de junior născuți în anul 2000, în primul 11. Ha. Păi ce înseamnă asta, gen under... S-a spus in. Ok, o secundă, va trebui să fac o mică pauză.
Ok, m-am întors. Câteva secunde a fost, am avut nevoie. Văd că Domitescu, din păcate, s-a accidentat și mai bine că nu l-am schimbat pe George până acum. A, sau nu, stai, și-a luat roșu. A, și mai rău. Hai să băgăm pe Mihai în spate și să-l schimbăm cu Florescu aici. Și da, să vedem ce facem. Hai să jucăm mai defensiv. Așa. Bun. Confort. Așa. Salut, Mihai. Bine ai revenit. Văd că a rămas cam în urmă la mine aici. Review. Ok. George aici are o șansă, doar că nu ajunge la nimic, din păcate. Și s-ar putea să fie asta meciul. Nu știu. Hai să mai schimb. Să mai schimbăm acum în ultimele 10 minute. Câte ceva, George, nu putem să-l schimbăm că nu avem cu cine. Da, chiar nu avem. Și nu știu. Gen. S-a descurcat lumea destul de ok. Habar nu am. Haide să-l băgăm și noi pe N. În așa și nu știu. Chiar n-am idee. Lăsăm așa. Cum am văzut că s-a descurcat bine meciul ăsta, dacă îl putem îmbuna, să sperăm până la finalul sezonului, gen, să nu mai fie supărat pe noi că nu-l jucăm, că căpușă, nu știu, că virgulă căpușă, nu știu, că o să-l mai putem lua înapoi, că nu a vrut, practic, și arbitru acolo fluieră într-un moment, gen, destul de prost pentru Lucea, fără doar că, da, încă un meci câștigat și încă un meci care aparent nu ne oferă titlul. A fost un meci bun. Și să vedem Chindia ce a făcut, dacă au jucat. Chiar au jucat și ce au făcut? Au egalat, cred, nu? Nu, au bătut Clinceniul. Și au bătut 279 de minute de când a primit gol Bozancă. Foarte bun, așa. A jucat bine măcar în meciul ăsta cu asistora. Nu vreau să vorbesc despre asta, da. Ce vreau să mă uit? A, da. Hai să ne uităm din nou aici la ligă. Aparent a scăzut la 57, doar că nu înțeleg de ce tot scad. Cu 13 puncte avantaj și 3 meciuri rămase. Aparent nu am câștigat încă liga a doua, n-am idee. Ce ai pierdut? Păi, Mihai, practic am câștigat liga, pentru că ne aflăm la 13 puncte de locul 2 cu 3 puncte rămase și cu 3 meciuri rămase și dintr-un anumit motiv jocul încă nu a recunoscut asta, adică zic aici doar că am promovat momentan și n-am primit niciun articol, niciun nimic. Deci, gen, da, nu, habar nu am ce se întâmplă. O echipă cu care în afară de Liga Betano ai face carieră. Nu știu, încă nu. N-am idee. Momentan vreau să mă ocup de astea două pe care le-am acum cu Craiova. 3. 3. Craiova, Ucluj și Viitorul. Și după aia să văd. Mă ocup de alte. Deja 3 cariere e cam mult. Chiar dacă de una n-am mai încărcat de 4 luni, literalmente. Tot așa. Scuze, jucător născut în 1998. Ok, mai bine, mai bine, mai bine. Să fii atent să ai jucători născuți în 98 în lot. O să urmăresc. Raul, doar că. Da, ok, hai să continuăm. Argeș, care sunt pe locul 19, un sezon foarte, foarte prost pentru ei. Nu i-au ajutat. Nu a ajutat nimic sezonul ăsta, da. Nu știu, n-am idee. Haide să băgăm aici o echipă pentru meciul următor. E aparent la. Aparent o să fie la România Under 20. Bubocoare să îl băgăm pe Avrodan ca de obicei. Coman rămâne în echipă. Îl băgăm pe Florescu în locul lui Dumitrescu, normal. Schimbăm 3. Gavra, Hațiegan, să mai băgăm și pe Hațiegan în echipă. Și după aia, nu știu, PN. Da, hai să-l băgăm PN. Coman îl lasă în echipă pentru că după asistul ăla de data trecută am eu speranță că gen practic va
reuși să se întoarcă. Sepsi aici vine, hai să-l băgăm în locul lui Berci, stai, nu? Da. Așa, și nu știu pe cine mai băgăm aici, pe bancă, pe Răzvan Grea. Da, cam asta ar fi, păstăm tactica asta, hai să-i odihnim pe băieți. Așa, salut Axion, bine ai revenit. Te chinui foarte mult cu echipe românești, până și Football Manager îți dai seama la ce nivel este fotbalul nostru. Bine, asta nu e un exemplu bun, nu prea m-am chinuit în sezonul ăsta, după cum observați, doar că când dau de Europa, când o fi asta, atunci o să-mi dau seama într-adevăr. Deși, nu știu, am avut destul de mult noroc până acum în FM în general, de Europa. M-a surprins, așa, ok. Încă nicio știre legată de, gen, titlu. Ce? Ce? Ce e asta? Stai. Asta trebuie să... Zici că e gen o hârtie șifonată, gen pus în fața camerei sau când faci o poză la zăpadă, stai puțin. Ok. Ah, fuck. Ok. Da, nu, hai să continuăm aici. Ce ai făcut cu viitorul? Ah, n-am mai fost de atunci. Nu, cu viitorul pe la urmă, dar era destul de clar. Ne-au eliminat în primul meci, în tur, ne-au bătut 1-0 și în al doilea 2-0. Iar, da, nu, acum ne concentrăm numai pe ligă pe care am câștigat-o, doar că, nu știu, e confuză faza. Aparent avem cotă doar 2-25, ceea ce e ciudat. Da, absolut nimic aici. Liga a doua. Ok, asta e interesant, s-ar putea să ajungem la recordul în Liga a doua de... gen victorii, care este momentan stabilit de Dunărea Călăraș. Am primit și o notificare. Nu. Ok, da. Bun, da, nu, se pare că toate recordurile astea sunt din ultimele sezoane și, de fapt, da, am uitat, suntem la cât, încă o notificare, 7 puncte de a ajunge la recordul stabilit de Dunărea Călăraș sezonul trecut. O să fie interesant să vedem dacă putem ajunge. Trebuie să vedem toată ăla, da? Da, mă doresc că mai rămân în Liga a doua ăștia, Chindia Târioște pe... nu știu. Cu locătuși, sper eu că mă înțeleg. Da, cred că am rezolvat acolo. Bun, așa, hai să continuăm aici, că deja v-am lăsat cam mult. Argeșul este mâine meciul, de fapt. Să zicem aici repede, bam, bam. Să nu uiți să cer pe un GR de contract. Am făcut asta. Doamne, nu cred că, sper că nu mi-a revenit răceala. Am făcut asta, doar că i-au zis că sunt într-o situație mult prea proastă financiară și numai atunci când este strict necesar o să îmi dea ei contractul și ce puțin înțeleg, sincer, adică nu e cea mai bună situație, evident.
Hai să rezolvăm aici. Cu Argeșul. Și da, cam asta va fi. Să vedem că jucăm iară înaintea sau după Chindia ce vor face și ei. Și poate, poate, poate după aia o să ne zic o chestie că nu putem câștiga Liga, deși ok, au egalat. Stai bine. Ok, și asta înseamnă aparent că noi doi am asigurat, noi și cu Chindia am asigurat practic promovarea în Liga Tibetano. Da, habar nu am cum funcționează faza asta. Cred că gen în ultimul meci al sezonului o să-mi zică că am câștigat Liga, deși e destul de clar că am făcut-o de acum. N-am idee de ce. Balotășul și cu Sportul Snagov deja văd că au retrogradat și mai au puțin și Argeșul, pe care probabil o să-i retrogradăm noi acum. Păi Mioveniu și Dacia Unirea Brăila. La finalul sezonului o să mă mai urgent prin alte ligi, la statistici și chestii. Da. Un aici în Trivale sau Nicolae Dobrin la stadion în Pitești. Haideți să vedem ce vom face. Da, încă nimic nu zic de câștigatul legii. Haideți să doar să jucăm meciul și să vedem ce se întâmplă. Bun, haideți să începem în tricoul roșu tradițional celor de la Cluj. Da, nu e puțin dezamăgitor faza aia cu gen titlu, doar că da, n-ai ce face, va trebui să jucăm toate meciurile acum și după aia să vedem ce se întâmplă. Dacă vă este ten, uitați să beți apă în momentul ăsta. Și de fapt ei au prima șansă aici, Anastasie pasează bani la Oancea, care trimite în care un mijloc ca Șerban și Șerban acolo foarte aproape de a da un gol frumos de la 25 de metri, doar că lovește colțul bării, colțul porții și da, nu, după aia deposedează bine nașii noștri. Și Giurgeș are o lovitură liberă, doar că n-a generat nimic. Cosniș, dacă poate să reușească acolo să trimită după, doar că nu. Ok, momentan a jucat bine, încă o lovitură liberă de la Giugio, acum poate să bage, nu, e aproape, doar că n-a fost să fie. Și aici avem un highlight fix după, să vedem al cui va fi de fapt. Sepsim, la, ei câștigă mingea de fapt aici, să vedem ce vor face cu ea. Oancea pasează la nimeni, la Coman, doar că câștigă ei înapoi. Șorbănică. Hai, dacă putem să-i deposedăm aici, dacă nu, ajunge mingea, abana, toată noastră este. Dur Bozanc acolo m-a speriat puțin, sincer. Stai, ăla a fost un highlight? Atât? Ok, ce-o fi, o fi? O notificare, ups. Stați că mă bate tehnologia în momentul ăsta, doamnelor și domnilor. Ok, gata. Bun, hai să vedem aici cui va fi șansa asta. Noi, pare, se pare că avem mingea, Abrudan, ne pasează nimănui. Un joc aerian acolo, la Florescu pasează, Florescu care pasează la Ene, va încerca să șuteze, nu? Și pasează foarte bine la Coman și Coman, care n-a mai dat gol de hap. Pa, n-am de câte multe meciuri, nu reușește acolo. O șansă de fapt foarte bună, Giurgiu acolo are o șansă incredibilă. O lovitură liberă foarte bine bătută, doar că n-a fost să fie. Și da, nu, am jucat mult mai bine în meciul ăsta, doar că până la urmă, la pauză, intrăm cu 0-0. Hai să le băgăm aici chestia asta. Schimbăm pe cineva la pauză, are rost. Na, probabil pe Giurgiu va trebui să-l băgăm pe greu, că n-a jucat bine și eu posibil. Na, lasă, de fapt, prin minutul 60-65 ceva vom face. Momentan mai stăm. Mă uit acolo că Metalul Grubu s-a urcat pe locul 3 în Liga. Au trecut pe cei de la Academic, ar fi interesant să vedem
Cred că nu știu cu cine se bată la playoff. Gen, Dunăra Călăraș sau cineva. Era pe antepenultimul loc ultima dată când m-am uitat, dar că momentan hai să ne uităm aici la echipă. Da, cred că va trebui să-l schimb, să-l bag pe greu în locul lui Giurgiu. Alți mijlocași central nu mai am, l-am pe Mihai, dar că las, cred că îl voi băga de fapt pe Mihai în locul lui Hațe, încă n-a făcut mare lucru. Și, sau nu, Îndaia poate, ba da, pe Îndaia pot. Și cred că v-am voi lăsa așa. Să vedem dacă vom putea face acum ceva, hai să și țipăm nițel la ei. Show some passion, nu știu. Să spunem că nu-i stresăm, ba da. Doamne, oh, ok, și se pare că rămân în 10 oameni. Cei de la Argeș, cred că e o ocazie bună să înaintăm mai mult. Așa. Și în general, haideți să mergem mai pe attacking. Văd că avem un highlight acum, doar că o să continui oricum. Ureche bate aici. Ajunge până la urmă la mingea noastră. Florescu. Florescu la rând în față. Florescu ajunge la marginea careului. Florescu trimite o pasă foarte bună la N. Reușește încă un gol dintr-un unghi din ăsta. Incredibil cum a făcut în acum vreo două meciuri, mi se pare. Nu, acum două meciuri a fost ala cu Balotești. Ok, haide să nu ne readucem aminte de ăla. Dar că nu, încă un gol foarte, foarte frumos aici de la N. Va trebui să lucrez, să gen îl postez în echipă, chiar dacă voi încerca și cu Keita la același lucru, pentru că a jucat și el foarte bine sezonul ăsta. L-am luat bine. Da, nu cred că are rost să mai schimb tactica, voi doar băga un individ nou. Nu știu, hai să-l băgăm pe Mihai. Se schimbă pe ăștia doi între ei. Hai să vedem. Golp în sufleția lui Emiliano, da, Arusala a fost găsit, am văzut și eu, am și vorbit pe stream, da, te-ai cam aștepta la faza aia, gen, dacă nu l-a găsit imediat în primele două zile, era destul de clar, doar că evident e tristă faza, n-avem ce face, să spunem că nu se va mai întâmpla o chestie de genul. Doar că da, cel puțin aici am câștigat cu 1-0, a fost ok să zicem, cu Argeș, care sunt pe penultimul loc și încă au rămas acolo, cred că i-am retrogradat. Nu știu, s-a dat cu Lăcătuș, cred că tot mai a fost retrogradat, a fost așa. N-am idee de VAR, voi încerca evident să-l postez. Da, a retrogradat Argeșul, noi încă n-am câștigat Liga. 15 puncte, am restabilit diferența de 15 puncte între noi și Chindia. Mai avem acum două meciuri în iunie cu Dacu Getica și ASU Politehnica. Să vedem ce facem în cele două. Hai să băgăm acum, să bag acum o echipă pentru meciul cu Dacu Getica aici în București. Sau cred că nu, cred că o să fie de fapt la noi acasă. Hai. Bun. Bun. Ce nu era așa. Haideți să aparent îl văd pe Codoș. Sincer pot să aibă, n-am nevoie de el mare. N-am mare nevoie. Așa, Giurgiu văd că e suspendat. Îl băgăm pe Dumitrescu. Ați egal la fel, îl băgăm pe Mihai. Ce-am făcut? Mihai. Și rest, da. Na, hai să-l băgăm înapoi pe Îndaie în echipă și pe Keita și nu știu, pe Boboc sau încă mai e la... Oh, wow, ok, mai e până se întoarce, doar că îl putem băga pe Abrudan fără nicio problemă. Coman îl lăsăm în echipă, Hațiegan îl schimbăm cu... aici pe bancă cu... nici n-am idee. Hai cu Gora, de ce nu? Și da, păstăm aceeași tactică, n-are rost să o schimbăm. Așa, bun, gata. Să vedem. Este patch ca să ai fețele în joc. Da, Radu este. Îl dau un link acum cu Facebook acolo.
Ia uite, aici. Asta e linkul. Așa, ce mai facem aici? Hai să mai dăm o dată în față și cred că voi face o mică pauză aici, gen câteva minute. Nu, nu durează mult. Da, mă tot chinezat. Asta e, să bag asta. Bine, m-am pupat. Drop a thousand.
ok, m-am m-am întors, a fost da, pardon, da, m-am întors. Mie nu mi s-a întâmplat niciodată să fiu cu 15 puncte în fața locului 2 și să fiu în ultimele etape și faze că gen eu am fost cu 15 puncte în fața lor de pe la 30 de până la gen cu 6 meciuri înainte. Da, nu știu, am avut o echipă foarte bună, am și nimerit tactica, am avut noroc sezonul ăsta, sunt mulțumit de ce am rezolvat și ce s-a întâmplat. Iar jocul să nu-mi trimită niciun fel de știre legătură cu asta, este ciudat. Da, și asta nu, gen... ok. În sfârșit, da, deci... Nu mai e ok. Haideți să ne ocupăm de contract. Ce? Cum? Ok. Haideți să vedem aici. Cât am acum? Mi-a crescut contractul cu puțin. 600 de lire pe săptămână, să zicem că este ok. Săptămână, finalize. Cât bine 600 de lire pe, deci ar veni să zicem, nu știu, 2700 pe lună, care, holy fuck, gen, dacă bagi în ăsta lei, cât vine? 13.000 de lei? Noi? 14.000 chiar? Cred că 14.000 că am mai crescut lira. Bun. Este ce ai făcut cu viitorul, am pierdut, văd că a zis acolo 1-0 și 2-0, vezi că la noi e screen-ul cu... Ah, fuck, stai! Ah, mulțumesc, Messi, Raul, Messi, mult, Raul, Ah, incredibil, cine știe că dura... Până-mi dădea seama, Messi, mult, Raul, da, nu, ce ziceam? Da, mi-a oferit contract în sfârșit și gen... Am reușit cu 600 de lire să semnez. Doamne, ok. Da. O, ziua fanilor, interesant. Drăguț. Sunt fericit că am semnat, evident, pentru că vreau să continui cariera asta. Așa. Ce mai zic de... da, cu Jetic am lovit microfonul. Ok, hai să vedem aici ce facem pentru ultimele două săptămâni, până la urmă, că ultimele sunt. Nu știu, băgăm și noi. Bag și random, că acum chiar nu mai contează, ok? Din... Apoi și ce apuc. Și știi ce, în săptămâna asta nici nu bagă, chiar nu contează. Oh. Ce? Avea un contract nou. Hai să vedem dacă rezolvă... Giorgio... Ok, asta e problema. Să ne cugavă. Ar trebui, sincer, să îl păstrăm aici la club pe Gavra, că... E unul dintre cei mai buni jucători ai mei. Hai să oferim un contract nou. Ok, fratele meu. Bine, Liga 1, dar totuși. Hai mai degrabă să facem o chestie de genul. Să de fapt la agent, care se ocupă. Să mai creștem. Scădem la el. 1000, ăsta e maximul care pot să dau. Așa, pensiune, relegation, release clause, nu. Adică nu cred că retrograde, cel mai probabil, nu. Ok, facem așa atunci. Ok, bun, mergem. Așa, bun, hai să am rezolvat cu Gavra, deși am cam dat cam mulți bani. Cine lua titlu? Unde, la noi? Păi eu, practic, da, gen... Nu-mi zice absolut nimic. Să deja avem pe Ene în echipa săptămânii.
Tu m-ai zis accidentat? Poate... Cred că da, cred că la ultimul merge. Cătălin Arbuț se las... Oh, potarul ăsta. O să vezi tot de gen. Nu prea contează. Așa de mult. Oricum, nu cred că l-am jucat sezonul ăsta. Da, cred că ca rezervă când nu putea Dur Bozoan că l-am băgat, s-a accidentat. NS Parele l-am băgat numai pe Dinu sau... Dinu? Dinu, da. Hai chiar să-i schimbăm 3. Așa, deci stai, zicea că e neaccidentat. Da, mai bine îl scoatem și băgăm pe... A, pe cine? Hai, pe Ursu. Ligantii, a, Ligantii, ok, mă uit imediat. Nu știu, se băteau Craiova și cu FCSB ultima dată când m-am uitat. Hai să mă uit acum. O secundă. Ok, asta, deci a retrogradat până acum. Ce? A, gaz metanul nu poate decât la play-off-uri să intre, se pare, și... Ok, Astra s-ar putea să retrogradeze, asta ar fi foarte, foarte bine. Aș putea să ciodeze la ei jucători, chiar câți... Hai să băgăm acum un contract. Așa? Ce? Stai. Ah, uite, gata. Să ne... O secundă, stai că nu știu ce... Așa. Și dăm și asta mai... Ce? What the fuck? Nu știu, o scot coloana imediat, dar că... Cine, deci cine, cui expiră contractul? Hai să vedem, că eu l-am promutat. Tipul ăsta, Perico, văd, și Biceanu, deci Ciprian Biceanu. Ok. Nu e rău, să știi. Mai mult văd că a jucat la echipa a doua, de fapt, ceea ce nu e chiar ideal. Doar că a făcut și a ieșit și intrat și pe bancă la Astra. Dacă îl comparăm, să zicem, cu, nu știu, Dumitrescu. Interesant. Interesant. Și să vedem tipul ăsta, Perico, n-am auzit de el. Ok, nici nu... N-am, mă îndoiesc că o să-l iau. Doar că da, și nu știu, o să văd, o să văd. Liga 1. Asta e, doamne, că nici nu m-am uitat. Cine a câștigat în Liga 1? Nu cred că s-a terminat. Ba da, s-a terminat. Craiova. Ok, Craiova până la urmă a reușit să obțină titlul, Viitorul, care pentru cea mai mare, în cea mai mare perioadă a fost... Ei au fost pe locul 1, până la urmă au terminat pe 3. Cine, stai, cine a câștigat cupa? Pentru că, gen, dacă CFR-ul a fost, s-au calificat în Europa League, înseamnă că una dintre cele 3 a câștigat cupa. Și mi se pare între Craiova și Viitor. Hai, chiar sunt curios. Dintre Craiova și Viitorul. Cine a câștigat cupa? A, nu, încă nu, încă nu. A, de fapt, stai că dacă sunt ei doi, e clar că CFR-ul la Europa League. Doar că da, nu, asta... Asta ar fi Liga. Craiova au câștigat. Interesant. Aș zice să spunem că așa se întâmplă și în cealaltă carieră cu Craiova. Doar că momentan hai să ne concentrăm la noi aici în Liga a doua. Contracte, Coman. Vreau să... Oh, nu. Va trebui să vă mai încolo dacă pot să-l iau. Taub, nu cred că voiam. Și nici Cordo și aici nu prea. Asta este că... Gen... De ce? What the fuck? L-aș băga pe... L-aș da un contract la Ursu aici. Numai că gen... E bun de pe bancă. Nope. Ok, a funcționat asta. Haide că trebuie să băgăm toate astea.
da. Sincer, da. E frânt, ex nu prea-mi pasă, grozavu. Ok, stai, grozavu joc acum la Dacu Cetica? Aparent, sau e manager. Este interesant, hai să băgăm aici. Și în realitate. Și în realitate. Craiova? Ia, cred că mai e până gen. Vom ști cine a câștigat titlul. Momentan hai să ne vedem aici în joc ce-o fi. Ok, sigur. Ah, pardon. Gavra, l-am semnat înapoi. Asta e bine. Am câștigat managerul lunii în mai și chiar dacă mă uit aici la managerul lunii, se pare că noi am câștigat de cele mai multe ori, sau eu am câștigat de cele mai multe ori, de 5 ori. Da, în contextul în care a fost mai 8 luni până acum și în general întotdeauna am fost pe locul 2 sau pe 3, deci n-a fost o lună în care să nu fiu un top 3 manager, ceea ce evident apreciez, FRF. Sper să câștige titlul, dar e greu. Te referi la Craiova? Nu știu, vedem. Mă, eu zic că Cluj o să câștige din nou titlul, la cum arată CFR-ul. Da, vedem, n-am de unde să știu. Și Cosnici puțin accidentat, n-am observat. E ok, poate să joace. Da, deci cam asta ar fi echipa. Hai să... Am început să sughiți. Haide să băgăm, dar de fapt nu putem observa cum ar trebui să-l băgăm pe Hațiegar în echipă. Că nu avem... sau nu. Stai, pe cine avem mai tânăr așa că să-l băgăm... Coman, poate? Nu. Ursul? Nu, clar, nu. Căpuș, ok, trebuie să-l băgăm pe Căpuș atunci. Doar că lăsăm pe Coman pe bancă. Și hai să vedem. Căpușă, da, l-am băgat acum. Da, o tactică fix ca a noastră se pare, 4-2-3-1. E la noi acasă. Cu... Da, cu Jetica și... chiar sunt curios să mă uit acum la ligă, cum arată. 90 de puncte, ok, deci... dacă câștigăm astăzi și mai facem un egal... O să egalăm recordul celor de la Dunărea Cluj de 93 de puncte. Și în general o să avem cea mai mare asta din istoria, cel puțin înregistrată în joc, cel mai mare număr de puncte din Liga a doua, istoria Ligii a doua. Dacă momentan hai să ne ocupăm de meciul ăsta, Balaurul trimite fața, ajunge la noi până la banul. Este încă mingea celor de la Dacu Jetica. Ultimită minge bună în mijloc sau nu? Este mingea noastră, Florescu, pasează lui Mihai. Apoi, Mihai este deposedat acolo dacă ajunge la Florescu. Pasează lui Keita, care schimbă poate la Gavra. Gavra ajunge la mărcea careului. Gavra trimite în careu. Gavra la Endaie, care n-a mai dat gol de foarte mult timp și mă bucur că a făcut-o fix acum. Trimite în avantajul Cluj după doar 15 minute. Da, eu nu știu destul de bun, hai să continuăm. Și avem aici o lovitură liberă de la Florescu. Florescu le bate pe partea asta și e foarte, foarte bun acolo, doar că lovește transversara. Văd că deja Metalul Globusul s-a cam cimentat aici ca locul 3. O să joace la play-off cu, cred că Astra. O să fie un meci interesant ăla. Chindia încă cred că egalează la ei și... 17 puncte ne aflăm acum, e incredibil. Ok, ok, încearcă să atace, asta înseamnă că s-ar putea să fie mai... să rămână mai... asta în spate, doamne... vulnerabil, așa că eu scad la noi linia defensivă și să vedem ce vom face cu atacul. Dacă... ce? Ok. Ce-am făcut? Am dat din greșeală skip peste
TeamTalk, nu e nicio problemă. Bun, 55 ori, o nouă lovitură liberă Florescu și, da, nu, nu zic că și Grigore nu le bă, ăsta, Giurgiu nu le băga chiar pe toate, doar că, da, nu, are să fie nici aici. Minutul 70, stai că nici nu mă concentram, mai de să facem niște schimbări aici. Dumitru, hai să plângă pe greu că, ok, sau nu? Nici nu știu. Putea să-l băgăm, m-am uitat să-l bag pe Hațigan pe teren, pe, nu știu, Dorin Goga, dacă na, n-are rost. Da, i-a dat gol, așa că n-are de ce să-l schimb, îl bag probabil pe N. Ce nu e? Nu știu, cred că atunci pe Ursu. Ia, uite-l. Așa merge și nu știu pe cine mai pot schimba. Liviu Mihai n-am pe cine, Goga, dacă n-am mai jucat de mult, n-am prea mare încredere. Ok, și ce, haideți să lăsăm de fapt și cam atât. Da, nu pot să-l schimb pe Căpușă. Decât dacă... Nu, lasă. Hai să continuăm. Op, ce-am avut? Hai să zicem să arate pasiune, deși conducem, doar că ar fi frumos, gen, să ne asigurăm conducerea asta. Ok, și cred că ei un highlight aici, doar că este în jumătatea lor de teren, să vedem dacă putem să îi deposedăm noi aici sau nu. S-ar putea să fie o șansă de la Oarme, la Teut, este deposedat acolo, doar că continuă highlight-ul cu Bustea. Pasează marginelul Mușat. Mușat care trimite în careu și nu ajunge la nimeni. Ba da, la Cupaș. Cupaș care... Cupaș de la vreo 30 de metri. Se pare că... Ok, s-ar putea să egal la meciul ăsta care... Adică nu e o mare problemă, dar că aș fi apreciat. Gen, dacă puteam chiar câștiga. Da, hai să-l vedem dacă avem pe cineva pe care să punem locul lui Dumitrescu. Dar nici nu știu de ce nu l-am pus pe... Greu, ok, acum știu. Avem pe cineva? Literalmente nu, deci va trebui să-l păstrăm până la finalul meciului, din păcate. Și avem noi un highlight aici cu Florescu. Sau nu, ok. Da, cred că cam asta va fi meciul. Un egal, doar cu Dacogetica. Salut, DZK. Bine ai venit la stream. Noi aici... Tocmai am terminat aici, din păcate, cu un egal penultimul meci al sezonului pe care deja l-am câștigat, doar că am aici, nu știu, un bug sau ce am, că stai o secundă. Oh, ce am făcut? Nu știu, nu prea eram atent la ce am apăsat, doar că dacă ne uităm aici la competiții, deși sunt la, clar, mai am un singur meci în ligă și sunt la 13 puncte de locul 2, încă nu mi-a spus că am câștigat liga. Și în general n-am primit niciun articol, niciun nimic. Nu știu, n-am habar, n-am de ce. Cred că în ultimul meci. Ok, 2800, așa. Ai revenit. Am editat un video și de aceea am lipsit. Ok, acțiune. Bine ai revenit. Mai avem un singur meci astfel, deci cu ASU. Să vedem ce putem face în ăsta. Acum putem doar să egalăm. Gen recordul celor de la Dunărea Călăraș de 93 de puncte. Dar să mulțumim și cu asta, sincer. Dumitrescu cum într-adevăr accidentat. Hai să-l băgăm pe Giurgiu, care nu mai e suspendat. Las pe Andrei pe teren, ca da gol. Nu știu, Hațiegan. Și în rest, cam așa. N-are rost să mai schimb pe... Cine a ceva, dar hai să-l băgăm pe Coman și să vedem ce mai putem băga ca tânăr în joc. Oricum e ultimul meci al sezonului, chiar nu contează. Așa, atâta este și pe chestia asta, oricum ai câștigat. Da, de gen, am pregătit acum tab-ul cu We Are The Champions și gen, îmi place să văd animația aia, chiar am o problemă, dar da. Nu, nu se pune. Așa, hai să vedem. Păi atunci nu știu dacă noi avem
Poate e PN, PN, cred că pot să-l bag. Da, ok, PN, îl bag și pe Keitel. Pun pe bancă în locul lui Takaș și cam atât. Da, ok, atunci cam las pe așa. Bun, atunci asta cred că va fi echipa în meciul următor. Păstrez aceeași tactică în că sunt început puțin accidentat, dar că se întoarce imediat și la fel și cu N, deci nu va fi o problemă. Training, rest, zi. Eu am nevoie de un punct și am câștigat campionatul. Există titlul pentru Liga a doua, știam că nu se ia cupă sau ceva. Ba da, se ia cupă. Bine, evident că există titlul, că gen câștigi Liga, dar că nu se au băgat și un trofeu gen bine, se câștiga trofeu și înainte, dar că au băgat un trofeu gen fixat, care e fix ăsta, nu știu unde apare. Uite, ăsta, așa arată. Pe care l-au băgat anul trecut și l-au ridicat cei de la Dunărea și acum noi. Cred că în ultimul meci al sezonului o să fie o chestie de genul. Dar jur că dacă gen, e vreun bug sau ceva și nu mi-apare animația aia 3 de gen la final cu care ridică cupa, care nu e așa de impresionantă, doar că totuși. Și înțelegeți și voi. Doar că da, momentan hai să vedem ce facem acum în ultimul meci al sezonului cu cei de la ASU. Ce? Așa, tata, să bine, acțiuni, ai lucid amistat. Văd că îți merge bine cu Cluj. Da, chiar am fost și surprins. Mă gândeam că genul o să fie o chestie cu... Hai să vedem în Cupa României, chiar sunt curios. Cine câștigă? La... Ok, super interesant meciul ăsta acum că mă uit genul... 3 goluri în prelungiri și până la urmă Craiova ridică cupa pentru al doilea an la rând. Doar că Danu cu... incredibil. Așa, biggest overachiever. Ok, noi am fost cei mai overachiever, deci este evident. Bine, doar că Danu, mă așteptam ca în liga aici, gen cu ăsta, cum îi zice, Petrolul, care unde sunt doar pe locul 5, doar că cea mai mare parte a sezonului a petrecut-o pe aici, pe la mijloc. Mă așteptam să fie pe primul loc și noi să ne băteam pentru locul 2. Doar că după aia s-a întâmplat asta. N-am idee cum și acum Academica Clinicen cred că va termina în play-off, doar că cine știe, dacă pierd și după aia Metalul Globus câștigă, o să fie la goal difference ei. Așa, ce mister, hai că azi mă uit până la final, nu mai fac live de la 17. Ok, acțiuni, cum zici tu. Sau cum vrei tu mai exact. Bubo, când e la națională. Na, n-am ce facem. Hai să trecem repede peste zilele astea care chiar nu mai contează acum. Ok, tocmai am văzut acolo ceva absolut incredibil. Doamnelor și domnilor. Ok, unde stai? Primit o notificare pe telefon. Astra Giurgiu, tocmai retrogradat pe ultimul loc. Și cu gaz metan. Și asta e foarte bine. Ceea ce înseamnă că vom fi într-o ligă, va fi o ligă deasupra lor în momentul ăsta. Incredibil. Ceea ce înseamnă că vom putea ciudi jucători de la ei. Uite, sunt absolut deprimați jucătorii ăștia. Și la gaz, că n-am observat de... Noi am observat pe cei de la gaz că în situația asemănătoare, chiar cu cine are contractul care expiră, văd ca un portar împrumutat care expiră contractul, doar că da. Antoni Ivanov. Hai să vedem la tipul ăsta. E bun, pare bun genul. Dacă îl comparăm cu Dumitrescu, cred că are statistici mai bune dacă l-am și... dacă l-aș și găsi pe Dumitrescu, stai. Unde e Dumitrescu? Da, nu știu de ce nu-l găsesc. Cred că gen... mă lasă să compar numai cu de ăștia care joacă... ba, nu, fratele meu. Uite, Florescu, hai să zicem. Și într-adevăr... de fapt, Florescu pare mai bun în aer și metal și defending, dar cred că el e mai bun. Ca jucător... deci da, nu, o să avem... cu ce jucător pe care se ciodim aici. Cum e asta?
E ok, 37 de ani. Da, mă, o să văd asta off-camera, o să mă ocup mai încolo. Iar pe Christoph Pahl, că ți l-au recomandat scouterii. Era să mă elimine un Cluj din cupon. Interesant, Christoph Pahl. Da, a zis că gen s-a uitat. A, de la tine, la Sixer, da, ok. 18 ani. Oh, pare bun, nu expiră contractul, nu știu câți bani ar cere Sixer, dar a fost și la Ardealul la Academie. A jucat cam toate meciurile, oh, a jucat, a dat 8 goluri sezonul ăsta. Aici, mă l-am pe Gavra aici, mă îndoiesc că ar juca. Adică ne uităm la reports, da, e sub el, doar că chiar cât ar vrea să zicem, dacă le dau ceva puțin, 3.000, cât îmi zic. Da, nu, n-am banii ăștia, i-am dat că, na, lasă. Așa, în general, pe Pop l-am resemnat. Ce? Dar, parcă gen... A, ce mișto! L-am... Deci o să fie călbu... Doamne, albuț, o să devin acum din asta... cum îi zice, antrenor reportare, ok, mișto. L-am semnat pe Ursu. Acolo îmi zicea că mi-a expirat în 2021, nu știu, eu fi semnat din nou. Mie mi-era cea de viitorul, iar împrumut. De la Liga 3? Nu știu. Da, mă îndoiesc că o să joace peste gard, așa că lasă mai bine, nu? Ia uite, tocmai terminat. Și abilitate 4 jumate. Na, e ok. O să văd eu, gen. Am timp până săptămâna viitoare să văd ce fac acum în fereastra transferului. Doar că momentan, așa, ce-a făcut chiar Boboc la Națională, hai să vedem. A, și Căpuș a fost, de fapt. A jucat la Under 20. Asta e mai vechi. Ok, a bătut Chileul. Bine, a jucat doar 11 minute, doar că... Da, ok, nu. Nici măcar nu i-a dat rating. Da, mă aștept și eu la asta. Scorpionată. Ok, interesant. Zic că o să ne bată. Ok. Da, nu știu, nu prea contează. Și nu, nu. Oh, stai, pot să-l joc? Ok, pot să-l joc pe căpușă, e ok. Oricum, cred că l-am pus pe comandat, că totuși. Ah. Incredibil. Ok, va trebui să-l băgăm pe Mihai în echipă și din nou pe căpușă. Deci, mai bine că n-avea național în meci. Dodo Mintescu se întoarce în echipă, Boboc încă nu, Ațiegan pe bancă și da, cam atât. Bine, cum vrei, te uiți la jucători cam peste nivelul lui Gen Ivanov sau Iliev. Într-o anumită maxim doi să se atragă mai mulți de la tine. Da, mai ales dacă gen mă uit la jucători din ăștia care sunt, o să fie în Liga a doua la anul, noi fiind în Liga a întâi. Cred că asta o să fie destul de important, că gen, o să vă să plece. Voi vedea. Giugoga, Giugio, vedem Frescu. Nu mai duc mult, da, știu, e bine că Goga și pe Goga și Abrudan nu prea am jucat. Florescu, Florescu. Stai. Oh, stai puțin, ce s-a întâmplat? A, DZK. Stafie pentru transferuri în Liga 1. Nu știu dacă ați auzit asta, dar că DZK, absolut legenda care este DZK, tocmai a donat un euro, care este, de fapt, prima mea donație primită, pentru că, gen, mai aveam acolo de la Edi doar casa, pentru că, gen, i-am dat 5 lei în viața reală ca să testeze, să-mi doneze un joc, ca să-mi doneze aici pe Steam, să văd, să testez dacă funcționează chestia asta și văd că funcționează, apare aici DZK pe Steam, doar că
Da, mulțumesc fratele meu. Asta chiar vreau să gen încerc să dau puțin pauză aici. Nu știu dacă cred că s-a auzit și slash văzut chestia asta, doar că haide să o dăm din nou să fie pentru transferul în Liga 1. Ok, da, apreciez să o dăm din nou anul ăsta notificarea. Am mers? What the fuck? Oh, stai, ce s-a întâmplat? N-am idee ce am făcut. Stai. Ok, știi ce, lasă, mă întorc înapoi la muzică. Dacă da, în orice caz, mulțumesc foarte mult, DZK. Sincer, orice, eu ce am făcut, am deschis Discord-ul. În situația noastră, cam orice euro ajută, fie el unul. Doar că da, mulțumesc mult. Și nu prea jucători dispoziție în club, am transferat un personaj așa. Contează reputația, asta e pentru reputație, chiar dacă retrogradează. Nu știu, o să văd. În orice caz, sunt sigur că o să se găsească mulți jucători acolo care o să vrea să plece oriunde apucă. Așa, mă descurc eu. Sper. Cred că spune eSports aici. Da. Și haide să continuăm. Stați o secundă, vreau să mai la o chestie. O secundă, imediat. Așa, gata, am rezolvat aici, nu mergea la laptop stream-ul. Da, ultimul match din Liga a doua, să vedem acum ce se întâmplă. Poate ridicăm o cupă ceva aici, să fie. Și ea, nu mai contează echipa, sunt sigur că orice contează. Haideți să continuăm. Așa, o echipă tactică ca noastră, dat că joacă cu mijlocași defensivi. Așa, nu știu, încă nu zice nimic de gen câștigat liga, n-am renunțat. Așa, în timp. ASEU, de fapt, chiar au căzut pe locul. Sunt pe locul, cât, 14? Da, 14 acolo. Au scăzut destul de mult că erau chiar pe sus de tot, dar că nu mai să fie reputație asta. Chiar dacă de tot asta. Ultimul meci din Liga a doua în toată cariera. Să sperăm. Adică, gen, dacă retrogradăm înapoi sezonul viitor, n-am ce face. Momentan avem noi minge aici pentru a promova, doar că ne cam jucăm cu ea în spate. Durbozoan încă poate să trimită poate în față și o face. Ajunge la cineva? Absolut deloc. ASEU are mingea acum, poate vor avea eu șansă. Nu, câștigăm noi mingea înapoi, căpușă la Mihai. Mihai, în centrul la Florescu. Alergă și el puțin și eu de lui Ene. Ene, îl schimbă poate, doar că nu este deposedat până la urmă. Politic, un nume interesant, ajunge acolo la minge și ok, Munteanu, cred că era să-și bage în poartă mingea. Așa, ia să vedem. Acuiești. Ce? Stai, ce-a fost highlight-ul ăsta? Nu s-a întâmplat nimic. Și peste 200 de ani o să fii și în playoff. Băi, să sperăm acum. Nu poți să dai să se miște mai repede? Adică, da, dar că îmi place mie, gen. Uite, poate puțin, așa. Așa. Florescu, la Giurgiu, fac acolo 1-2, triunghiulețe, pătrățele, la Gavra care alergă puțin pe bandă, acum înapoi la Giurgiu, la Florescu și Ignea deposedează, s-ar putea să fie atacul celor de la ASEU aici și așa pare Verici, rămâne 1 la 1 cu portarul Verici, apără foarte foarte bine acolo Durbozoan, încă este scorul 0 la 0.
Kindia câștigă like-ul orice nu juca, doar că momentan să ne concentrăm la noi înșine. Giurgiu, s-ar putea să fie faza noastră aici, Vrdan, Gosnici, da, Sepsi. Pasează lui Ene, încă nu a pierdut mingea. S-ar putea să fie chiar highlight-ul nostru ăsta, da, Mihai, pasează banda lui Gavra, doar că este depostedat. Ajunge din nou la noi mingea, Florescu, Florescu, foarte, foarte bun șutul acolo, deși de la vreo 35 de metri reușește totuși să-l deranjeze pe portarul celor de la ASU, chiar a făcut o paradă bună acolo. Lăsați-l, mă, nu poate să dea simulă la toate meciurile. Bravo, îmi place live-ul tău. Mersi, Radu. Nu înțeleg de ce este șepcelor și când culorile oclujului sunt alb și negru. Păi, am două teorii, deși sunt sigur că gen este o chestie fixă, nu, doar că nu m-am interesat. Primul că gen istoric au avut tricouri roșii și cum au și pe ăsta din deplasare și a doua variantă s-ar putea să fie o chestie cu, nu știu, comuniștii, că gen cum ar fi, cum sunt cei de la Brașov, Steagul Roșu, NHA, Ene reușește să facă 1 la 0, Ene. A avut un final de sezon acum foarte, foarte bun pentru noi. Da, n-am idee. Doar că da, hai să dăm skip, măcar așa să trecem mai repede, pentru că într-adevăr meciul ăsta chiar nu contează absolut deloc. Și într-adevăr ne aflăm la 93 de puncte, ca și Dunărea sezonul trecut. Să sperăm că vom face ca Dunărea și sezonul ăsta, pentru că nu se descurcă foarte, foarte prost în legă, gen, cred că sunt pe locul 11 sau 12, adică nu chiar de retrogradare. Doar că da, încă o ultima repriză acum din Liga a doua, cel puțin sezonul ăsta am zis. Da, hai să vedem. Chiar Brașov în ce ligă mai este? Sunt în Liga a treia în momentul ăsta, nu se descurcă chiar foarte bine pentru că sunt în serie cu... Păi, în primul rând, CSU, ăsta e, nu, FCU Craiova. Hai să le dăm și noi un shout, de ce nu? Get creative. Și hai să facem ceva tactică. Da, doar că nu se scurcă bine pentru că joacă cu FCU Craiova, deci echipa lui Mititelu. Turisol Tutun Măgurele, care a fost o echipă, o revelație sezonul ăsta, cât de bine s-au descurcat și gen, Dumitrescu 69. Și în general am văzut că încă sunt pe locul 1, mai e și Flacăra Horezu care gen nimeni nu se prea aștepta să joace la fel de bine cum au făcut-o, doar că faptul că gen Vâlcea ca județ nu a mai avut de nu știu cât timp o echipă în primele 3 ligi, cred că ajută la faza asta. Și da, cred că Brașov e pe locul 4 în momentul ăsta în Liga 3-a, la în seria acolo. Da, nu avem pe cine să băgăm aici, că Dumitrescu e și el obosit, nu avem ce face. Hațiegan, cred că putem să-l băgăm în locul lui așa. Și apoi Alexandru Coman. Și cam asta ar fi schimbările. Și doar că da, nici ei, deci nici ei nu se prea descurcă. Hai să vedem acum ce se va întâmpla pe final. Ridicăm o cupă sau nu, domnilor și domnilor, că gen... Asta a fost întrebarea întreg streamul ăsta. Ene, s-ar putea să fie ultima șansă aici, Gavra, și Gavra reușește, își freacă mâinile. Probabil cel mai bun jucător al nostru de sezonul ăsta reușește să-și dea un ultim gol acum, pe final de sezon, simbolic cum ar veni. Și 2-0 avem. Bun, sau mai e o șansă politică aici, sau poate chiar noi. Gavra. Gavra alergă foarte bine pe bandă aici, nu este sau este urmărit de cei de la ASO, doar că trece de aici, dă la Coman și Coman, chiar și mai simbolic, Coman care s-a descurcat foarte prost în ultimele finalul ăsta de sezon, în sfârșit reușește să dea și el un gol cu asist de la Gavra, asta e probabil cel mai simbolic gol acum pe final de sezon. ASU Politehnica Ucluj 0-3. Așa. Vezi că nu o să mai fie afiliat cu Vitor din sezonul următor. Așa am înțeles, să vedem. Poreclă a venit în anii 70, când majoritatea suporterilor purtau șepci roșii fiind studenți la medicină. Ah, ok, am înțeles, ok. Bine, sunt sigur că gen
Da, nu, nu știu. Interesant. N-am înțeles. Și oare Steagul Roșu ce-o fi? De ce se numesc Brașov așa? Așa. Bun, absolut nimic. Ok, sunt chiar dezamăgit. Măcar o să primim știrea aici și haide să pregătesc. Da, am primit acolo un achievement. Stai puțin, o secundă. Să vedem, Politehnica. În ultimul aparent am bătut, dar că au reușit să nu retrogradeze. Academica Crânceni termină acolo. E frumos, da, nu, ok, bine. Dar încă n-am primit nimic. Winning de Liga a doua. Zice că am primit Liga a doua, dar că... Stai. Absolut. Ok, chiar, asta e chiar enervant. Nici măcar o știre? Ceva? 70. Și am oprit muzica degeaba. Gata, în sfârșit, doamnelor și domnilor, stai. Ce? Spectrum. Nu e niciun articol acolo care zice Cluj a câștigat Liga 1, Liga 2 sau ceva de genul. Ok, știi ce? Haideți să folosim asta. Și să bag acum pe fundal, că cred că merităm, sau merit eu. Ok. Cluj câștigă Liga a doua aici. Încă nu am apărut, nu mi-a apărut Q-ul ăsta de la final. Cred că va trebui să așteptă play-off-ul, doar că, băi, eu sunt mulțumit și cu atâta. Ceea ce înseamnă că sezonul viitor și săptămâna viitoare vom fi în Liga 1, unde vom spera să nu retrogradăm chiar din prima. Vezi de copyright. Adevărat, stai puțin. De fapt, stai. Am prim în... Îmi țin minte că, gen, în primul episod cu Vitoru, după ce am câștigat Supercupa, am folosit melodia asta și, sigur, mi-au dat, că, gen, nu pot să fac bani în clipul ăla, doar că nu l-au dat jos de pe YouTube, așa că... o să las melodia asta până se termină, hai să vedem. E cam, cred că e puțin cam tare. Da, așa o las pe fundal. Salut, salut Ilujen, tocmai ai câștigat Liga a doua, joci în Liga 1? Oricum, baftă, mulțumesc. Da, Florescu, până la urmă, surprinzător, a câștigat sta jucătorul fanilor al sezonului, eu mă așteptam la Gavra. Golul sezonului în general a fost de la Dipensia, care îl țin minte, doar că vi-l mai arăt o dată. Stai puțin. Ok, la Hațegan, înapoi la Florescu, care așa deodată face asta și a fost un gol bun. Și Boboc a fost jucătorul tânăr al sezonului. Și în general a fost un superb sezon pentru noi. Așa, și stai puțin, pe lângă asta sigur am avut cupa. A fost un sezon foarte bun, nu mă așteptam să meargă așa de bine. Excelent, toată lumea este absolut fericită. Băieți, Anca am câștigat jumătate din echipă depresivă, jumătate extra fericită, nu înțeleg de ce. Stai, zici, what the fuck? Băi, voi vedeți? Nu cred că genera o chestie doar aici. Era un bug, era un bug. Așa, vi fădeam. Ce să... Așa. Good position to avoid relegation, cred că da. Cred că mai bine zicem asta, toată lumea este mulțumită cu Gavra aici în față, fix asta voiam, toată lumea este extra mulțumită, avem, nu știu câți jucători ai de să...
Închid mai bine până dau de o altă melodie de la Queen, care am mai avut probleme cu Queen, muzica în general, cu copyright-ul, sincer, dar pe alt canal. Așa, ce mai bine, așa. Pute clavinii noi, așa. Bun. Vezi de că așa, salut, când mai pui cariera cu Sixere, dar așa, îmi place și rock-ul, deci este perfect, mă bucur. Steagul roșu e nume vechi auzit în Roma de la Brașovau, că am înțeles, de acolo vine numele, când o să mai ai timp. Da, e bine să ai obiective mici, să le întreci, decât obiective prea mari și să nu le îndeplinești, într-adevăr. Super mulțumit consiliul de mine, sigur am închis. Cum? 70? Incredibil. pardon. Așa. Da, oricum, n-avem ce face, fără... Bun, cam ăștia au fost cei mai accidentați, Mica și Habar nu am cine, deci mai bine. Nu, cel mai mult s-a accidentat Dumitrescu, ceea ce... Adică, gen, nu-i bine, doar că... Na, 13% din sezon, și Mihai. Dar că, în general, a fost bine, n-am avut foarte, foarte rele accidentări. E bine, Gavra... Cristian Gavra reușește să câștige jucătorul anului aici, nu mai dau o dată We Are The Champions, dar reușește să câștige jucătorul anului în Liga a doua. Cum de mă? Așteptam sincer. Și ia uite, uite, Florescu pe locul 3, deci se vede că am dominat Liga asta, Mihalcea. Ok, să zicem. Dar că pe locul 2 și 3 aici în jucătorul tânăr al Ligii au ieșit și Hațigan și Boboc. Foarte bun au jucat amândoi. Ce? Coaie, dar gen... No, ok, înțeleg Metalul Globus, dar de ce Academica? Și mai ales gen, eu după ce am câștigat literalmente managerul lunii în cam toate lunile. Ok, hai să zicem, să zicem. 4 jucători avem în echipa sezonului, cei mai mulți, pentru că după aia mai Chindia cu 3 și apoi Metalul Globus, Energeticianul, Clinchen și cu Uta cu 1 fiecare. Mai nu mai ține cont de comenzuri, joacă și meciul de Liga 1, în Liga 4 e mai greu, treaba ta. Ce? A, nu știu la ce te referi, Radu. Liga 4? Ha, nu știu, o să continui cu Liga 1 săptămâna viitoare. Momentan, ai mai e ceva de văzut aici? Nu cred. Atunci, cred că gen asta va fi sezonul. Hai, de fapt, să ne mai uităm prin lume și în România ce s-a mai întâmplat. Când este... Peste 3 zile, ok, lasă, nu contează, nu vă voi arăta în sezonul viitor dacă Academica a promovat sau Sepsi a rămas în ligă. Și în rest, da, cam așa arată liga. Chindia a obținut împreună cu noi promovarea, au fost cam cea mai bună echipă pe lângă noi, normal, întreg sezonul. Și genii au fost, chiar ne-au bătut, dacă mai țineți minte, în primul meci al sezonului, în circunstanțe interesante, doar că am trecut peste. Și Academica Clinceni este la play-off de retrogradat, au retrogradat Balotești, Snagov, cei care sunt pe locul 1 momentan, FC Argeș, Mioveni și Dacia Unirea Brăila. Iar în cupa a câștigat Craiova, după ce noi am ajuns până semifinală, ceea ce e foarte... Foarte bine, vezi la rostul de Dan Cetriceanu, dacă tot a ieșit goalgetter, chiar. Noi n-am avut nici pe departe pe aici la goalgetter, pentru că i-am avut pe Gavra și pe Coman, care dădeau amândoi goluri, care nici măcar dacă dădeau împreună nu aveau cât a avut Rusu, deci haide mai bine să ne uităm la el. În primul rând că expiră contractul în 2020, deci nu voi putea să-l iau fără contract și pe bani mă îndoiesc. Poate 50, cum sună? Ok, arată ok. Ai poate, hai să-l comparăm de exemplu cu un, nu știu, un Coman.
Ok, deci pare mai bun, da, că acum la statistici, haideți să ne uităm și da, cam așa pare. Nu știu, băgăm și noi ca Advance Forward. Și da, el pare jucătorul mai bun la capitolul ăsta. Haideți să vedem dacă putem să luăm de fapt, că de fapt acum avem și bani. Oh, stai puțin, tocmai s-a întâmplat o altă chestie, stai. Ce? A, stai, cred că gen... Ce? Baftă, ok, DZK tocmai a donat încă un euro. Nu știu ce nu mi-apărea la mine acolo, îți mulțumesc foarte mult, fratele meu. Nu era chiar nevoie de doi, doar că... Băi, eu nu mă supăr, apreciez foarte mult. Mulțumesc că ai venit și acum la final de stream aici. Și stai, ce mai se zice aici? Vezi râsul așa rapid pe celul că a fost? Ce n-a promovat și după a retrogradat. Mă uit acum gen prin România și chestii, doar că momentan, pentru că văd că nu a fost, nu ne-am descurcat așa de prost cu banii, să zicem. Dacă voi putea să le cu vreo 50.000, gen chiar aș încerca. Și de fapt, stai puțin, chiar o să încerc o schemă așa și după aia pe 30.000 și după aia din astea. Bun. Așa și mai dăm câte 10 din fiecare. Sau de fapt să dăm direct. Să vedem dacă putem să facem un transfer live aici. Ce părere are? Ha? What the fuck, e cam mult. Și deci asta e din asta care nu pot să o... nu pot să o editez nimic, nimic. Ah, nasol. Ok. 50.000 nu e așa de rău, haide să accept-o și mă mai gândesc eu până gen o să vină la club dacă îl semne sau nu. Așa, campion, campion, ole, ole, ole. Pune 50 plus bonusuri. Până la urmă a pus ei. Și haide să vedem ce vrea aici, big pay raise, ok, să zicem, nu fac asta, urăsc chestia aia, e bun, e mulțumit, să vedem dacă putem să luăm, Florescu, așa, ok, cred că nu am făcut ceva, no taxable profit, ok, asta e bine. Hai să vedem, deci 182 de la sponsor de 1000 de lire, asta e destul de mult. Digisportul ne-a dat vreo 20, 35.000 de lire. Cumva din competiție, din competiția, ok, de gen, asta e și cupa și așa că liga nu prea, 108.000 de lire. Sterline și de fapt și Liga Elitelor, Liga Elitelor, nu știu să vorbesc astăzi, 9.000 de la cazări și scheme și 60.000 de lire în gen tricouri și chestii, ceea ce e mișto. Mă îndoiesc la noi în România, e chiar așa de mare demand-ul. Deși recunosc că... ok. A fost un sezon bun, hai de pe România să dăm până la urmă. Da, și... nu știu, până la urmă dăm așa, că gen n-am ce face. N-avem așa de mulți bani. Ei, să că trebuie să ne... De ce urăsc? Nu, urăsc în gen, nu neapărat în mijloc să întăresc echipa, urăsc atunci când jucătorii, gen, semnezi din greșeală un jucător cu promisiunea că o să iau ăsta mai buni mijlocași, mai buni atacanți, mai buni fundași, mai buni antrenori, că gen, de multe ori, până la urmă, nu merge pe... promisiunea asta și se supără pe mine că gen nu îmi dă concret gen ce trebuie să fac gen ce înseamnă să am mai buni ce am făcut? Sabo ok, Sabo zice așa o să trebuie să mai vând jucători în orice caz sezonul ăsta să nu fie hai să vedem. Ok, nu pot să dau 3200 pe Rocky. Nu, no, pa. Așa.
Va trebui să văd ce fac cu transferul. Așa. Da, să nu uităm, de asta a fost în Liga a doua, în Liga a întâi, deci am vorbit că a câștigat până la urmă Craiova, care a început pe locul 5 play-off-ul de gen. Foarte, foarte bună au crescut și de retrogradat, stai așa, retrogradat au retrogradat Gaz Metano și cu asta foarte bine voi. Sper eu că pot să ciodez la ei jucători și apoi Sepsi. Dacă ne uităm în Liga a treia, ok, deci Oțelul a promovat, FCSB 2 au promovat din păcate, pe 2 Rapidul, pe 3 Progresul, Gloria Buzău și Cehalău n-au prea făcut nimic și nici Foresta. Așa, aici au câștigat, Craiova 2 au promovat, evident, gen, mult prea overpowered echipele astea secunde, adică uite-te și tu, primele 4 echipe. Chiar trebuie să se ocupe și de la SI de chestia asta, sau poate noi de la Research, nu știu care e problema. Primele 4 echipe în seria asta gen, sunt echipe secunde, incredibil. Au retrogradat cam puține echipe. Gen, mă uit doar 15. Interesant. Reșița în viața reală cel puțin a promovat aici, a fost la limită și Unirea Alba Iulia și aici din nou Sixer a luat pe 5, a terminat și CFR, echipa secundă a promovat, deci na, trebuie să-ți întărești echipa la mijloc, fie valoare, fie cantitativ, că mai avea el. Nu sunt overpower, prea mult jucători pe echipă. Da, de-aia sunt overpower, că în viața reală nu prea se întâmplă chestia asta așa de des. Deci da. Și în rest, Supercupa a câștigat-o Craiova, tot Craiova. A câștigat multe Craiova sezonul ăsta. Cred că a câștigat fiecare 4 trofeuri, nu, 3 trofeuri. Supercupa, Liga și Cupa de gen. Foarte dominantă performanță. Așa, în Europa nu prea am urmărit ce s-a întâmplat cu România. Haideți să ne uităm aici repede. Viitor au jucat în Europa. Ce au făcut? Au ajuns până în grupe unde n-au făcut mare lucru, văd. Au terminat pe locul 3 și în spatele celor de la Chelsea și Atalanta, deci gen, da, are sens că n-au prea făcut multe. Ne uităm și la Craiova. Și ei au fost eliminați în play-off de Levski Sofia din Bulgaria. FCSB-ul au făcut și eu laia, aparent au fost eliminați aici din chiar mai rău din runda a treia de Amira, nici nu știu, din Austria, fratele meu. Puțin ironic, așa, și alt lucru ce s-a mai întâmplat. CFR au mai jucat și închipui și au fost eliminați din runda a din stai, ce? Ok, CFR-ul a făcut destul de bine, au ajuns până în runda de 16, da, runda de 16 aici în Europa League, unde au fost eliminați de Young Boys, deci ei au fost fanii unul românesc în Europa sezonul ăsta și cred că numai cei patru au fost, da. Da? Stai că nu știu. Parcă doar ei. Nu. Știu, mă uit la Dinamo repede. Da, nu, doar ei. Așa. Dar de ce nu este Moldova în FM? Există niște reguli în realitate care nu pe... Așa, păi ce ești moldovean, bă? Gen Moldova ca țară? Păi sunt, gândește-te că sunt multe, multe țări care nu au, până la urmă, în Europa, gen... Mai mult în zona Iugoslaviei, pe acolo, dacă te uiți, nu prea găsești ligi. Și bine, cel mai apropiat lucru de gen o ligă moldovenească e seria 1 de aici, din Liga 3, doar că da, nu știu dacă te interesează vreuna dintre echipele astea. Un Pașcani, un Dăuț, ceva. Da, hai să...
Cred că cam asta va fi tot. De fapt, mă uit în Europa și după aia vezi ce transferul s-a făcut în Liga 1 în străinătate. Bună idee, Raul, bună idee, mă uit acum. Transferuri. Ok, am văzut. Denis Mann a plecat pentru 10 milioane de lire sterline. Cred că da, a devenit cel mai scump transfer din Liga 1 sau, și mai mult gen potențial cu 14 milioane. Cel mai scump așa a plecat de la FCSB la Porto. Interesant, chiar stai, când a fost asta în ianuarie, să vedem dacă a și jucat pentru Porto. A jucat de vreo 6 ori și a dat 3 goluri, ok, deci a jucat chiar bine pentru Porto când a jucat. Ok, asta e bine, înseamnă că crește în joc, man. Mereu se întâmplă o chestie de genul. Așa. Nu era aplicat la Girona, nu prea s-a mai întâmplat nimic interesant. Skerić a aplicat la Rijeka și cam așa ceva să fie cumpărat de un... Țara românească, cel mai scump și de fapt singurul transfer făcut pe bani în Liga 1 sezonul ăsta. Asta e, mă uit la sezon. A fost de Viitorul de la Laura pe Sorin Șerban. Ok, și după aia a fost Gloria Buzău cu... ok, bine. Incredibil. Hai să ne uităm puțin în Europa și după aia ziceți-mi dacă mai vreți să vedeți ceva. Deci, la Premier League ne-am uitat, hai la La Liga. Ce? N-am căutat eu bine sau? Eh? Santander? Parcă... Ok, uite. Aia e La Liga într-un cuvânt, ok. Realul a câștigat aici La Liga, interesant, cu 94 de puncte și Barcelona de fapt a ieșit pe locul 3, nu pe 2. Au trecut Atletico aici cu... pe unde mai e? Mai joacă la ea Atletico... cum îl chema? Am uitat cum îl chema, nu contează. Și au retrogradat astea. Aici nu știu dacă vă interesează ceva. Germania. Ceva Wonderkid ai găsit? Nu. Nici nu prea m-am uitat, recunosc, doar că mare lucru nu prea. Trebuie să mă uit la gen academie și chestii astea românești, doar că momentan aici în Europa Bayern, de înțeles, a câștigat Liga. Borussia de pe acolo cu 17 Dortmund. Ce trist pentru ei și aici în Liga, doar că vă interesează. Și ce ar mai fi? Italia, evident. Serie A. Team. Juventus a câștigat, doar că la doar un singur punct de Napoli. Ok, asta e foarte bine și la două de Inter, e bine că gen se apropie. Aparent Ronaldo a fost golgheterul sezonul ăsta și în general cam cel mai bun jucător. Stați puțin. Și da. Hai să ne întoarcem. Mare lucru nu prea de urmărit aici, dacă mă interesează Serie B. Palermo pe scara asta, Benevento. Așa, și nu știu. Ne uităm în Franța și cred că cam asta ar fi pe ziua de astăzi. Ceva, da, nu prea am găsit. Mipi Netu. Raul, nu, doar întrebam, sunt bucureștean, mi-a picat netul, ok, ce ai mai făcut? Păi am terminat sezonul aici și mă uitam gen prin Europa ce s-a mai întâmplat, cum ai făcut să ai licențiate, este o chestie tot pe sortit alte site, stai că ți-o dau imediat. Uite. Asta nu e o chestie diferită de Facebook, Dennis. Chestia asta o să-ți dea toate numele reale și chestii de genul. Da, deci în Paris, în Franța a câștigat PSG, Monaco mult mai bine ca în viața reală se descurcă. Tiana, mai e aici?
Da, Tiani chiar mai e manager, cel puțin în joc. Da, nu, e bine că, nu e bine că iar a câștigat PSG-ul, doar că, da, de fapt, da. Și de fapt, nu e gata sezonul, da. Mbappe și cu Neymar la egalitate la golchetere aici, interesant. Să încet de fel, real name om și eu. Mi se pare incredibil cum multă lume nu știe chestiile astea despre FM. Jucați FM de 2 zile. Băi, sincer, și eu gen am stat vreo 2 FM-uri până să dau de facepack, logopack, licențe și chestii de genul. În rest, nu cred că mai trebuie să mă uit la nimic. Ah, da, Champions League, Champions League. Ok! Super, super interesant. Se pare că, dacă nu sezonul trecut, cel puțin anul ăsta, Liverpool a câștigat Champions League-ul, a bătut Atletico Madrid-ul în finală, PSG-ul în semifinală și în sferturi din Barcelona aici, din United. Da, super, super interesant. Dacă ne uităm și la Europa League, Milan a câștigat Europa League, ok. A bătut Shakhtarul în finală. Și da, știm că gen CFR-ul a ajuns până aici. Doar că au pierdut cu Young Boys. Nu sunt toți ca tine erau. Așa. Da. Bun. Vă ziceți-ne repede dacă mai vreți să mă uit la ceva. Dacă nu, cred că aici voi încheia stream-ul de astăzi. Mi se pare că, stați să mă uit o secundă, dar ăsta o să fie cel mai lung stream pe care l-am avut până acum, cu aproape 3 ore, se pare. Doar că da, a fost frumos, am promovat, nu ne-au dat. Da, nu, lasă. Cred că eu voi termina aici. Dacă voi nu mai vezi nimic, cred că cam asta ar fi. Mulțumesc lui Dezica dacă am mai rămas aici pentru cei 2 euro, apreciez. Și da, hai să mă duc pe filler aici. Ok, pa. Bun, deci atunci o să termin. Da, să opresc muzica o secundă. Vă mulțumesc pentru că ați venit la încă un stream aici pe canalul meu, pentru cei care au rămas tot sezonul ăsta aici. Da, a donat DZK. Stați, voi n-ați, sau cred că de, nu, Denisescu a aplicat, doar că da, de vreo 2 ori a donat de 2 ori 1 euro. Sau gen, fai că pot să dau donația din nou, de fapt. Asta a fost și după aia. Taxe pentru transferuri în Liga 1. Da, și după aia câteva minute mai târziu a dat așa. Da, deci a fost foarte Basta. mișto. Deci a fost foarte mișto din partea lui faza asta. Doar că da, vă mulțumesc că ați venit la încă un stream, la primul sezon aici care am făcut vreodată că pe stream. Și da, cam asta ar fi tot. Nu uitați să dați un like, să vă abonați dacă este primul lucru pe care îl vedeți de la mine. Da, vă mulțumesc dacă v-ați uitat, pentru că știu că sunt unii care se uită la videoclipurile care sunt streamurile astea după și gen 7 episoade de 2-3 ore fiecare. Nu e chiar puțin. Deci da, mulțumesc și acelora. Și da, cam asta ar fi tot. Ne vedem săptămâna viitoare. Ciao.